Doamnelor, domnilor, este ora 15, urmăriți decisiv la Antena 3 CNN și la această oră, doamnelor și domnilor, o să vedeți bătălia proiectelor prezidențiabililor, cei care candidează la alegerile prezidențiale. O să vedeți, de exemplu, de ce Mircea Joană spune că o să devină cel mai pro-business președinte din istoria României și cum vrea să aducă bani în țară. Marcel Ciolacu promite venituri mai mari și noi fabrici și uzine în țara noastră, în timp ce Elena Lasconi vine cu taxe zero pentru anumite categorii de români. De asemenea, George Simion, știți foarte bine, are acel plan cu 1 milion de locuințe la doar 35.000 de euro, cu un dobândă zero la credit. De asemenea, Diana Șoșoacă vrea să reia relațiile cu Rusia, în timp ce Nicolae Ciucă merge pe cota unică menținut. O să vedem, doamnelor și domnilor, cât din aceste promisiuni, aceste planuri se vor realiza sau cât vor rămâne la stadiu de campanie, de discurs politic, de promisiuni. Iar premierul Marcel Ciolacu merge să se vadă cu minerii nemulțumiți și revoltați de recalculare. Minerii care au primit decizii de recalculare a pensiilor cu 2.000 sau chiar 3.000 de lei mai mici față de deciziile pe care le-au avut înainte de această lege. Minerii spun că nu se lasă, merg mai departe cu un proces colectiv pentru că acuză guvernul că le-a luat banii, că le-au tăiat din bani odată cu această lege. Cum va putea premierul Marcel Ciolacu să rezolve această situație? O să vedem imediat. Vine pe de altă parte și PNL cu două proiecte, pensiile minerilor să fie recalculate, adică recalculare la recalculare să se facă după această nouă lege. Este harababură totală și tot PNL mai vine cu un proiect, toate pensiile să se indexeze, practic cu valoarea mai mare, în plată și să nu rămână pensii înghețate în România timp de mai mulți ani. Iar după alegerile parlamentare și prezidențiale vine și de contul, doamnelor și domnilor, ce ne așteaptă anul viitor în materie de taxe. O să vedeți imediat, va crește TVA, vom trece la impozit progresiv sau se va menține cota unică. Cu ce măsuri fiscale va merge în următoarea perioadă ministrul finanțelor la Bruxelles imediat? Începem însă, doamnelor și domnilor, cu bătălia proiectelor pentru alegerile prezidențiale. Candidații au venit pe rând și au spus cum vor să creioneze România în următorii 5 ani. Toți, atenție, se axează pe situația economică. Vreau să-i vedem pentru început pe Mircea Joană, Marcel Ciolacu și Elena Lasconi, pentru că toți vin cu proiecte în partea economică. Cu taxe zero, cu venituri mai mari, cu înființarea de noi fabrici și uzine și cu aducerea de bani în țară. Sună bine, întrebarea este dacă se va putea face acest lucru. Să vedem declarațiile. Nu ai cum să ignori China. Trebuie să faci comerț, nu neapărat în zonele sensibile, dar este mult business de făcut. Deci, pace, securitate, bună funcționare a instituțiilor statului pentru educație, sănătate, pentru tot ce înseamnă bunul mers. Și Mihai spune asta în cel mai liberal sens al termenului, să facem rost de bani. Trebuie bani. Trebuie crescută economia. Trebuie ajutați antreprenorii români. Trebuie să fie pline avioanele președinților și primii noștri viitori de oameni de afaceri din România care să mergem cu ei, să batem la ușă, să câștigăm contracte și licitații, să aducem bani în țară. Eu cred că acum politica nu este despre stânga și despre dreapta. Nu este despre atribuțiile președintelui, care sunt unele limitate. E siguranța națională, e comandantul suprem al armatei și zona de externi. Eu cred că în această perioadă totul este despre economie și despre capacitatea de a crea din România un hub regional, având toate premizele pentru acest lucru. Trebuie să scădem taxele oamenilor, taxele la micii antreprenori. E ceva foarte rău ce se întâmplă și plătim o grămadă de bani pentru credite cu dobânzi foarte mari. Deci e important pentru că la anul va fi 2008, nu va fi 2025, va fi 2007-2008. O să fie foarte adică rău. Adică începutul crizei? Da, o să fie foarte rău din punct de vedere economic. Se ascunde lucrul acesta pentru că este an electoral.
Imediat o să vedem și pe Nicolae Ciucă, George Simion și Diana Șoșoacă, însă vreau să ne oprim pentru moment la aceste idei care sunt promovate de candidații la alegerile prezidențiale. Alături de noi la această oră, Diana Tache, jurnalist Surța Zilei, mulțumim. Adrian Negrescu, consultant fiscal, este aici Radu Cristescu din partea PSD, deputat PSD. Și doamna Alina Achim este purtător de cuvânt al platformei România Renaște, platformă ce susține candidatura lui Mircea Joană la Cotroceni. Mulțumim, doamna Achim, pentru intervenție. Aș vrea, domnule Cristescu, să începem cu domnul Ciolacu, cu cel care este și premier în funcție, pentru că și pe corturile pe care le-a montat pentru strângerea de semnături există aceste mesaje. Venituri mai mari, creștem nivelul de trai și puterea de cumpărare a românilor, producție internă, construim uzine și fabrici noi, producem în țară tot ce este esențial economiei, Schengen, integrăm România și cu frontierele terestre până la final de 2024, autostrăzi, finalizăm 800 de kilometri de drumuri rapide, inclusiv autostrada Moldovei și Pitești-Sibiu, spitale, finalizăm cele trei spitale regionale și alte zeci de unități moderne prin PNRR în toate județele țării. Mă interesează în mod special cum se vor construi uzine și fabrici noi, în ce domenii, cu capital integral de stat, cu capital privat. Și vreți să răspund eu la această întrebare? Da, dacă ați puteți. Cred că Marcel Ciolacu a spus cam tot ceea ce dumneavoastră acolo și mai mult de atât am avut ocazia să-l vedem pe Marcel Ciolacu un an jumate prim-ministru să ne arate dacă a făcut ceva sau n-a făcut. Cred că toți românii pe au constatat. Pe ce fabrică nouă a fost construită în România în ultimul timp? Da, de ce nu mă întrebați de autostrăzi, de exemplu, mă întrebați de fabrici? Acum promite fabrici noi. Deci promite, asta nu înseamnă că le-a făcut fabricile noi, da? Deci haideți să-i dăm cei 4 ani de mandat de președinte și vom vedea ce poate să facă. Ca prim-ministru am văzut ce poate să facă. Poate să facă fabrici? Nu poate să facă președinte fabrici, dar poate să fie mai viu decât ultimii președinți. Repet, dacă citim aceste idei, sună bine, Adrian Negrescu. Întrebarea este dacă pot fi realizate sau rămân doar la stadiu de discurs electoral. Păi, în primul rând, că nu facem noi de la stat, cu bani de la stat, uzine și fabrici, în niciun caz. Vin privații și fac acest lucru și asta doar în condițiile în care mediul de afaceri din România este unul profitabil, unul care să atragă, într-adevăr, din punct de să ofere, practic, niște condiții excelente pentru a dezvolta aici investiții pe orizontală, pentru că de asta avem nevoie. Iar dacă privind din această perspectivă, vedem că codul fiscal anul trecut s-a modificat de 300 de ori, anul ăsta de 200 de ori până la ora asta și vorbim în continuare despre cum va arăta anul fiscal 2025, adică din prisma taxelor pe afaceri, a TVA-ului, a tuturor taxelor care țin de dezvoltarea business-ului. Ei, din această perspectivă, trebuie mai întâi să oferim stabilitate și abia după aceea să încercăm să atragem investiții. Rămân pe hârtie proiectele astea, Adrian Negrescu? Că, uite, am în față, de exemplu, că va finaliza, dacă ajunge președinte Marcel Ciolacu, trei spitale regionale. De când ne tot promit spitale regionale? Ne-am lucrat și eu la un proiect de genul ăsta. Da, bani sunt. Asta este paradoxul României, că avem bani, dar din păcate nu știm să-i punem în practică, să funcționeze. În timp ce noi ne chinuim să construim astea trei spitale regionale de vreo 30 de ani, în mediul privat s-au construit vreo 40 de spitale, foarte bine dotate cu bani privați. Deci noi avem și bani, dar din păcate nu știm, nu avem. Mai este o expresie interesantă, hub regional. România să devină hub regional. Întrebarea ar fi pentru ce? Adică sau în ce domeniu? Aici e zona logistică. Noi chiar am lansat un studiu acum vreo lună și ceva în care afirmam că România în contextul dezvoltării și refacerii din punct de vedere industrial a Ucrainei, noi putem fi un hub industrial pe centre de afaceri unde putem să facem investitori care să contribuie. Premierul Ciolacu nu a spus pentru ce? Cred că e doar așa un fel de construcția Ucrainei. Ce ți-a atras atenția din atache? Îmi atrage atenția în fiecare zi câte ceva din perspectiva fiecărui candidat, dar toată lumea știe că totuși campania electorală se bazează pe povești. Funcție de cât de credibil este mesajul celui care o transmite, povestea respectivă a lui ca personaj, are și posibilitatea... Și semnale, Diana, semnale care le dai, cred că e important. Da, și e foarte important și ei să înțeleagă și în general, nu neapărat candidații, ci politicienii din spatele lor, cei care împing candidatul pentru scorul anume pe care și-l stabilesc, e important să țină cont de faptul că românii nu sunt proști, românii știu, românii înțeleg. Cu excepția Schengen, din toată lista aia, nu ține de președintele României, ține de Mădălina, de acord, doar că Marcel Ciolacu este singurul dintre toți candidații care astăzi este și premier. Ca atare poate să vorbească de pe scaunul de premier, funcție de ce anume direcții dă ca premier
și ce anume poate ști cu partidul în spate pe care îl are și cu coaliția stabilității. Iana, președintele nu construiește spitale, președintele nu construiește autostrăzi. Eu știu foarte bine lucrul ăsta pentru că știm foarte bine ce atribuții are președintele din perspectiva Constituției. Președintele din perspectiva Constituției, Doamne ferește să nu mai ajungem la situația veche de tip Petrov, da? 10 ani negri pe care i-am trăit, președintele are posibilitatea să facă toate lucrurile astea, Gina, dintr-o singură perspectivă, că are, nu are dreptul constituțional să nimic, dar are puterea să tot. Exact. Să influențeze inclusiv decizii. Știți ce nu vedem noi în toate este planurile astea? O republică semiprezidențială. Deci președintele are o parte din puterea executivă, iar în România, etalon până la urmă. Președintele poate da direcția. Doamna Kim, spune Mircea Geoană că vrea să devină cel mai pro-business președinte din istoria României. Cum să traducem acest lucru? Cum vrea să devină? Așa. Îl pune pe vântul prim-ministru Vânzor. Păi în primul rând, dacă îmi dați voie să răspund. Vă rog. În primul rând, prin antiteză cu ceea ce face actualul președinte. Și domnul Geoană, de altfel, în bucățica de interviu pe care ați difuzat-o, a și exemplificat avioanele către diverse simpozioane, către diverse întâlniri, către diverse locuri unde președintele merge, nu vor merge goale, ci vor merge cu oameni de afaceri români, care vor merge acolo în diversele locuri să-și promoveze interesele lor și interesele economice ale României. Pe de altă parte, diplomația economică, acum în țara noastră care lipsește cu desăvârșire, consilieri economici atașați pe lângă ambasade sunt din ce în ce mai puțin măsura în care mai sunt. Revigorarea diplomației economice este o altă măsură pe care domnul Mircea Geoană își propune în planul domnului Asta înseamnă că va fi un președinte liberal, pro-business, asta înseamnă, nu? Fără a avea niciun fel de coloratură ideologică, domnul Geoană nu a pus niciun fel de coloratură ideologică pe planul domniei sale, dar a atrage banii în țară. Nu, a spus că este de centru radical. Ce înseamnă centru radical? Este foarte important. Noi nu am mai auzit dar de această cum va atrage domnul radical președinte banii în țară? Adică eu sunt foarte curios acest lucru. Adică cum reușești ca președinte să... Mai concret, așa, mai la... pe înțeles oamenilor de afaceri, dacă doriți să oferiți astfel de informații. Eu nu voi oferi astfel de informații, nu voi intra în detalii. Domnul Geoană, de altfel, își va lansa foarte curând planul domniei sale în detaliu și îl va putea explica pe înțelesul tuturor așa cum doriți dumneavoastră, dar este foarte simplu. Și de altfel și domnul Ciolacu are câteva elemente, a încercat să pună câteva astfel de elemente în planul domniei sale. Acel hub regional la care dumneavoastră vă referiți și de fapt și dumnealui se referă în planul lui, este un mod de a atrage bani în țară. Reconstrucția Ucrainei pe care noi până acum am ignorat-o cu desăvârșire în ce privește potențialul nostru economic, este o mare oportunitate din nou pentru România de a aduce bani în țară. Sunt foarte multe modalități și cu siguranță domnul Geoană, nu numai că a povestit despre acest lucru în cartea domniei sale și în întâlnirea pe care l-a avut pe marginea cărții, dar o va face și în continuare, după ce, repet, își va lansa în mod oficial. Dar vreau să vă arăt și programul Elenei Lasconi, care spune așa, zero taxe pentru primul salariu al tinerilor pe primii 2 ani de muncă. Vă interesează, domnule deputat, pentru că sunteți în Parlament. Deci, zero taxe pentru primul salariu pentru al furnici, tinerilor pe primii 2 ani de muncă. Să poți să optezi dacă plătești contribuția la sănătate de 10% la stat sau la privat și parteneriat civil pentru persoanele de la același sex. Asta cu sexul, nu știu cum. Mă gândeam că vorbim de furnici acum, că e foarte plăcut de bine, furnici. Lăsând acest discurs, domnule Cristescu, vorbim despre elemente din proiectul de țară al doamnei Lasconi, domnule FNQ. Asta e proiect de țară? Asta e o prioritate? Bun, acum eu vreau să vă spun următorul lucru. Eu sper că totuși președintele României va încerca să guverneze oricare ar fi el în limita mandatului constituțional. Nu s-a întâmplat asta în ultimii 20 de ani? Ba da, niciun președinte al României nu s-a apucat să dicteze legi. Nu s-a apucat să stabilească cum plătim taxe, să intre regimul fiscal. Faptul că președintele poate avea un punct de vedere, poate avea o opinie, poate vorbi Băsescu cu primul ministru. Băsescu a făcut asta, Iohannis, nu? Că într-adevăr a fost mai mult absent. Da, și în materie fiscală s-a implicat mai puțin. Băsescu a făcut asta prin intermediul lui Emil Boc.
având o majoritate în Parlament și a trecut deci, președintele prin Parlament. Poate să influențeze nu, clar deciziile. Poate influența, nu poate face. Domnule Fenecheu, și domnul Ciucă are în cartea sa măsuri economice. Imediat nu, domnul Ciucă are măsuri păstrarea economice. Păstrarea cotei unice, puțin, să nu crească taxe, domnul Ciucă fără ajutoare. Domnul Ciucă își prezintă viziunea, spune așa, băi, eu ca președinte voi continua politicile liberale, adică merg pe păstrarea cotei unice, merg pe necreșterea taxelor, să vedem eu ca președinte. Doamna Lasconi înțeleg, da, doamna Lasconi înțeleg că vrea să modifice sistemul taxelor, da? Domnul Joana înțeleg că va fi un președinte pro-business. 600 de nu ne-a spus, domnul Joana dacă va fi pro-business pentru grupul de la Monaco sau pentru grupul de la Lido. Doamna Achim, vă rog. Ce rău sunteți. Nu am ce să răspund la această întrebare, provocare. Vreți o descriere a grupului de la Monaco? Dar numai la grup, să vedeți că s-a mutat numai la Monaco, domnule Fenecheu. Dubai, sau unde sunt? În Dubai. Încercați să o duceți într-o zonă în care nu are niciun sens să intrăm. Haideți să o ducem mai pragmatic. Vechi, de acum 15 ani, am crezut că aceste lucruri s-au lămurit, vorbim despre viitor și dintr-o dată ne-am întors iarăși la trecut. Stimată doamnă, trecutul ne urmărește toată viața. Absolut, trecutul pe toată lumea, inclusiv pe domnul Cip, inclusiv pe doamna Losconi, pe absolut, pe absolut toată lumea. Sigur. Numai că despre alegațiile dumneavoastră s-a vorbit amplu la momentul respectiv. Domnul John a trecut prin furcile caudine ale angajării la NATO. A trecut prin furcile caudine? Nu pot să cred. Chiar așa. Nu are niciun fel de suntem de pe doamna Dăncilă. Nu înțeleg absolut deloc de ce ne întoarcem la astfel de discuții. Cine l-a chinuit? Doamna Dăncilă sau domnul Iohannis? Despre viitor. Poftim? Nu, cine l-a chinuit? Doamna Dăncilă sau domnul Iohannis când i-au dat avizele ca am să ducă la NATO? Am zis furtile caudine ale angajării la NATO. L-au chinuit, păi angajarea la NATO s-a făcut pentru că a obținut acordul politic al doamnei Dăncilă. Bun, vreau să vă... Iar domnul Ciucă, vreau să vă spun că într-adevăr aveți dreptate. Are defectul că e șef de promoție la Academia Dacă Militară. Dacă ajungem la diplome, o să fie foarte important. E o mare problemă, adică e nasol să fii șef de promoție. Să ieșim din zona diplomelor, să rămânem un pic în zona. Haideți să urcăm totuși discuția. Să urcăm discuția ca nivel. Vreau să-l vedem pe Nicolae Ciucă, cel care face un inventar al măsurilor luate în timpul mandatului său de premier. George Simion, știți foarte bine, construiește, așa vrea să facă, să construiască 1 milion de case, 35.000 de euro casa, cu un credit de la bancă, dobândă zero. Pare deja paradis. Iar Diana Șoșoacă vine cu elemente pe politică externă, spune că vrea să rea politica făcută de Nicolae Ceaușescu și să rea relația cu Rusia. Să vedem declarații. Ce ați făcut, domnule Ciucă, pentru țară cât ați fost prim-ministru? Am crescut salariul minim cu 30%, am majorat punctul de pensie cu 24% și alocațiile pentru copii cu 20%. Am plafonat tarifele la electricitate și gaz. Am crescut rata de absorpție a fondurilor europene de la 50 la aproape 80%. Am deblocat exploatarea gazului românesc din Marea Neagră și am creat cadrul legal pentru prosumatorii. Suntem în ziua a șaptea, dragi prieteni, și deja construcția noastră prinde contur. Vom mai avea 5 zile la dispoziție ca să terminăm cu tot cu interior. Odată cablu electric și copex în valoare totală de 2300 de lei. Afară vedeți și dumneavoastră, tencuim polistirenul. Deja începem să lucrăm la interior. Costurile pentru rigips în interior. CD și UV de diferite cantități, diferite mărimi. Să mă contrazică cineva la prețurile pe care le-am pus pe ecran. Total la rigips și bride negrese, piasturi X și alte materiale care ne trebuie pentru interior, 6.345 de lei. Totalul zilei a șaptea, 1.645 de lei. Eu vreau să merg pe politica externă este a lui Ceaușescu, da? Pentru că a fost cea mai bună politică externă. Și anume? Anume, reluarea relațiilor cu China, reluarea relațiilor cu țările arabe, având în vedere dezastru economic și războiul care ne paște la ușă, reluarea relațiilor diplomatice cu Federația Rusă, nu sunt anti-Europa. Bun. Dar anti-UE, cum a ajuns în halul ăsta acum, sunt. Avem Ucraina care ne deține teritorii ca urmare a pactului Ribbentrop-Molotov. De ce toate teritoriile mele, care au fost luate de URSS, Uniunea Sovietică, au rămas ulterior la Ucraina?
Aș vrea să încep, Diana Tache, cu ultimii doi, adică polul suveranist, George Simion, Diana Șoșoacă. Crede cineva că se poate întâmpla acest lucru? Un milion de case, 35.000 de euro, credit la bancă, dobândă zero? Da, eu mă raportez la cifre, pentru că astea sunt alegerile, aritmetică. Mă raportez la cifrele nu de acum 4 ani, când Auro a făcut surpriza tuturor să intre în Parlament cu 10%, 9% și ceva, 10%. Mă raportez la cifrele de acum, de la alegerile locale și europarlamentare, de fapt despre europarlamentare e vorba, în care au luat un scor, da, generat de niște voturi ale unor oameni care, da, cred în toate lucrurile astea. De ce cred în lucrurile astea? Apropo de ce spuneam la început, cu alegerile sunt despre poveste. Pentru că nu există nimeni credibil din celelalte părți care vine și să destructureze aceste mesaje. De ce nu vine nimeni să destructureze acest tip de mesaj? Îți spun și de ce, Cătălina, pentru că ei sunt foarte aroganți. Adică ei nu se coboară la nivel să explice de ce Simion minte lumea. Dacă ar veni... Ce fac partidele istorice, Diana? Ce face PNL, ce face PSD? Au experți, ambele partide, absolut în convinsă. Construcții, în economie. Corect. Și așa mai departe. Corect. Fix despre asta este vorba. N-am auzit, mă rog, nu s-a auzit suficient de tare. Vindem o utopie, din punctul meu de vedere. În momentul în care peste tot un metru construit nu se poate face mai jos de 900 de euro, da? Să vorbești de o casă de 50 de metri care teoretic costă 50.000 și tot dai cu 35.000, tu ca privat, da, să nu obții nimic. E o minciună evidentă. De la orice om să uită pe vede care sunt prețurile. Orice domnul om senator, și-a făcut un balcon. De la momentul la care George Simion, înainte să construiască casele, el a venit, făceați acolo, erați fiecare cu panotajul lui și făcea panotajul George Simion, vă fac case, vă plătesc ratele la bănci, vă ajut cu tot ce aveți de nevoie și așa mai departe, nu am văzut un mesaj coerent, coagulat, stabil, al unei coaliții, repet, care asigură acest tip de stabilitate și acum și ne-ați promis că următorii 10 ani, și recunosc pe mine, mă sperie genul ăsta de mesaj în care mi se spune ce o să mi se întâmple mie peste 8 ani, adică poate totuși nu e în regulă, poate habar n-avem ce mi se întâmplă mâine. Este o mare aroganță și o mare siguranță a celor care astăzi sunt în primele două linii, apropo de ce mă întreba Gina, și cei care ne conduc și cei care ne oferă toate lucrurile astea și, pe de altă parte, nu reușesc să destructureze un mesaj pe care noi, în fiecare zi, la televizor, explicăm. Aducem experți, veniți și povestiți și așa mai departe. Nicolae Ciucă are în cartea sa trei elemente, fără creșteri de taxe, domnule Daniel Fenechiu, menținerea cotei unice și fără ajutoare. Și aici aș vrea să elaborez. Și nu schimbă nici Constituția. Este mai potrivit să nu mai vorbim despre ajutoare de stat, pentru că sensul cuvântului este altul decât intenția care trebuie să motiveze acordarea unui așa zis ajutor. Nu cred că este cazul să gândim dezvoltarea economiei noastre în termen de ajutoare, prefer să gândim în termen de stimulente. Da, bun. Acum, noțiunea juridică este ajutor de stat. Că el e stimulent sau nu e stimulent, în momentul în care vrei să atragi pe cineva, poți să îi dai un ajutor de stat, e legislație europeană, îi dai un ajutor ca să facă ceva. Dar fără creșteri de taxe? Bun. Ați mai spus acest lucru? S-a întâmplat fără creșteri de taxe? Nu s-a întâmplat. Hai să vă spun un lucru. Eu sunt sătul de retorica celor care vin și spun că am triplat taxele. Domnule, nu le-ați triplat, dar le-ați crescut. Asta spun. USR-ul spune că am triplat taxele. Eu vreau să se uite lumea la ce plătește și să-mi arate. Ați plătit taxe triple? Da, toate întreb. Microîntreprinderile care depășesc o cifră de afaceri plătesc mai mult. Ne cunoaștem, ne respectăm. Eu vă spun doar ce se întâmplă în momentul de față. Mincinoasă. Au fost eliminate niște excepții, da? Evident, înseamnă bani în buzunarul cui le avea. Și lucru numărul 2. Am respectat PNRR-ul, da? Care ne obliga să subțiem plafonul microîntreprinderilor. N-a fost o chestie pe care să vină Ciucă să zică... Dar de ce n-ați modificat PNRR-ul? Condiția în care 88% dintre firmele din România sunt microîntreprinderi. Ați lovit în mijlocul, miezul business-ului românesc. Nu am putut. Și mai e o problemă. Mai e o problemă, că tot s-a oferit să o spună. Ce sunt microîntreprinderi? Ce trebuie să fie? Trebuie să fie vehicule care să producă. De start-up-uri. Da? Da? Din păcate, o mare parte din microîntreprinderi, și o spun să mă audă lumea, sunt vehicule de optimizare fiscală. Ai altceva? Și dacă le-am lovit, nu ne pare rău. Nici nouă Partid Național Liberal. Păi putea să veniți pe altă parte. Ați afectat și pe noi. Ne-ați afectat și pe noi. Asta înseamnă. Stați puțin. Eu știu, domnul avocat și domnul senator. În momentul în care ai o multinațională, ai o super firmă și ai pe lege 3 microîntreprinderi în care poți urla 1 milion,
înseamnă un milion. Dar o rezolv altfel, nu îngap în micro-întreprindere. O rezolv din punct de vedere al modului în care se plătesc salariile. Nu lovim, nu lovim în clasa economică, în pătura de mijloc, în antreprenorul român. Ați crescut mai multe TVA-uri. Ați pus taxa pe bănci, avem rate mai mari, dobânzi mai mari. Apropo de investitori. TVA-ul în România este 19%. Ați crescut mai multe cote TVA. Avem taxa pe cifra de afaceri la marile companii, o chestie unică la nivel european. Dar spuneți-mi, 5% era o excepție. Am eliminat excepția, ați am făcut tot 9% asta. Nu, n-am mărit TVA. Ați făcut de la 9 TVA-ul, la 19, de la 5 la 9, de, TVA, de la 5 la 19. Doamne, procentul de TVA e 19%. Fenechiu, credeți-mă, au fost știu niște pachetul excepții fiscal pe de rost. Bun, ok. Îl pot spune. Dar au crescut taxele pentru acele categorii? Nu, cota TVA este 19%. Există niște excepții de 11 și de 5. Am eliminat niște facilități. Pentru că așa ați trebuie pus să taxă facem pe bănci care ni s-a dus în comisioane și în rate. Ați pus taxă pe petrol și gaze, ni s-a dus la pompă. Taxă pe cifra de afaceri a multinaționalilor, de au plecat o grămadă de multinaționale din România. Care adică plecat, ia uitați-vă, vreți să vă spun niște nume de firme. A, nu, de rog, vă spun cel puțin trei firme mari din sectorul energiei care au pregătit țara, da? Cu toate că aveau investiții de peste 1 miliard de euro în România. Domnule Cristescu, s-a făcut un pic. Și acolo e o problemă. Și acolo e o problemă. Premier? Anul ăsta. Ce să vă zic, doamnă? De ce ne-ați mărit taxele? Haideți să ne uităm spre viitor, totuși. Nu vreți să ne uităm spre viitor? Păi tocmai dacă mă uit așa la programele astea și ajung la concluzia că, știți, Mare Grădina Dumnezeu, mulți au sărit gardul. Acum să hai să vă dau o soluție. Spuneți dumneavoastră, să stăm să demontăm noi vreți ca să vă dau o soluție concretă pentru construcții, pentru locuințe? Să stăm să demontăm toate cretinitățile populiste ale uneia sau la altă. Nu, vă zic o chestie. Noi am crescut TVA-ul la locuințele noi, de la 1 ianuarie, l-am crescut de la 5 la 9%, da? Pentru locuințele până la 120.000 de euro. Dacă tot vrem să ajutăm oamenii să-și cumpere o locuință sau să construim locuințe, hai să reducem cotele de TVA la construință. La produsele tradiționale. Și la de la 5 la 9%. Ce ați avut cu produsele tradiționale? Ați spus că e ceva neregulă cu ce ați văzut mai devreme? Ce? Nu, am zis. Acum să stăm, spuneți-mi ce face PNL și PSD. Stăm să demontăm toate tâmpenile unora sau altora. Și care este toate tâmpenia din păi, spuneați, de exemplu, de ce n-a ieșit PSD-ul? Nu. Spuneați de ce n-a ieșit PSD-ul să combată acest Simion. Păi avem alte treburi mai importante de făcut. Să arătăm oamenilor. Sau să iesă, ce dacă să au luat o combat pe Șoșoacă? Dacă au luat 15%, e caz medical, Șoșoacă e un caz medical, nu o să iese să combat cretinitățile lui Șoșoacă, tâmpenile populiste lui Șoșoacă. Ascunse sub un fals suveranism. S-a cățărat, că bărbați au dat-o în primire aici, s-a cățărat pe o chestie de PR și mamă, ea e naționalistă. Nu e nicio naționalistă, e fomică și ei, înțelegeți? Haideți să vă mai zic că... Nu doar să-i dau o replică domnului Cristescu. 15% au luat, da, la ultimele alegeri. Nu vă gândiți. Aur au luat 15% la europarlamentare, 15%. Nu vă gândiți că este același tip de electorat? Vă bateți cumva pe aceeași tip de linie? Nu vi se pare că e posibil dacă nu faceți lucrurile astea? Asta câteva luni, că nu aveți multă treabă. 2-3 luni s-ar putea să ajungă în 20. Electoratul din 2016 de la 46%, cum a ajuns la 30%? Unde s-a dus? Să mai schimbă generațiile, estimată doamnă. Acum v-am spus, s-au cățărat pe o chestie populistă, suveranistă, naționalistă, toți. Acum toți sunt naționaliști. Naționalismul, de fapt, înseamnă altceva. Naționalismul înseamnă ce face Marcel Ciolacu. Pentru oameni. Ce face? Pentru oameni. Ce face? Mărește pensii, mărește salarii, investiții. M-ați întrebat de spitale, dar m-ați întrebat de autostrăzi. România este un șantier în momentul ăsta, da? România este un șantier. Nu s-a realizat în 30 de ani ce a făcut Ciolacu într-un an jumate și cu Grindeanu pe autostrăzi. Eu confirm. Astea sunt investiții. Ciolacu are un buzunar foarte generos, sunt banii lui, vine și ia. Vasile ia pensii și face. Are Ciolacu o firmă. Dar nu, dar trebuie panourile alea. Această autostradă e făcută de Ciolacu. Pe mine m-a distrat până l-au mințit pe Ciucă să spună chestia. L-au mințit consilierii pe Ciucă să zică, bă, vezi că și tu ai făcut ceva. El nici nu știe ce a făcut Ciucă, dar e un tip ok. Ciucă știe foarte bine ce a făcut. Ciucă habar n-are. Ciucă bate baze de filare la Cotroceni. Iar Ciolacu tot ce face, inclusiv prin ordonanțe de urgență, face cu două avize conforme, de la care vine de la Gordiu și altul la Finanțe. Doamna care dacă nu-i dau avizele, Ciolacu stă cu banii personali în buzunar și mai de pe asta e gata. Fii atent! Omul a făcut, îi deranjează. Păi suntem în coaliție, domnul. Nu ne deranjează. Nu vă bucurați că la pensionare a crescut pensia, a crescut salariul minim. Atunci afirmația corectă este guvernul Ciolacu, format din PSD și PNL, sau PNL și PSD, a făcut. Dacă a făcut Ciolacu, a făcut din banii lui, a adus din covrigărie și a dat pensii la oameni. Eu niciodată n-am spus că PNL a făcut. Cred că vreți să auziți această variantă cu care vine Mircea Joan în cartea sa. Doamna Achim, ne mai auziți? Sunteți cu noi? Refacem. Acum să lăsăm pe Mircea Joană să-i urăm și noi multă sănătate regelui Carol, că să nu fie... ANAF să publice toate veniturile și taxele plătite de fiecare cetățean. Scrie în carte domnul Mircea Joană.
Dar de ce nu citiți din cartea lui Ciucă? Există. Am citit, v-am zis ce am citit aici și acolo. E o problemă de, aici e o problemă de, pe de o parte, prima problemă este de a înțelege țara în care trăim și legile care există. Și acolo unde nu le înțelegi, mă tem că poți spune doar că nu înțelege, nu cunoaște, nu știe. Se poate face chestia asta, să publice ANAF și veniturile și taxele plătite de noi? Eu tocmai v-am răspuns. Și eu vreau mâine să mă duc pe lună, pe jos. Iau scara și mă urc pe lună. Bun, sunt foarte optimist, scriu într-o carte. Dar din păcate scara nu duce până sus, da? Bun. Lucrul numărul 2, tema este foarte populistă. Pentru că în momentul ăsta s-a inoculat ideea că, în varianta asta, românii vor ști. Pe asta merge Joana. Joana se adresează electoratului suveranist, pentru că își dă seama că nu ia de la PNL, nu ia de la PSD, nu ia de la USR. A spus așa că este și social, este și liberal, este de centru radical, este și conservator și un pic modern și progresist. Deci absolut. Nu a zis că este de... Și bărbat, puțin femeie și foarte bun. Puțin... Vreau să mergem la următorul subiect, doamnelor și domnilor, însă înainte vedem ce ne-a pregătit Mihai Dâdea în această seară la Sinteza Zilei. Continuă problema recalculării pensiilor. Mâine premierul Marcel Ciolacu se vede cu reprezentanții minerilor, nu cu toți reprezentanții. Știți foarte bine, minerii sunt nemulțumiți pentru că la recalculare au primit pensii în minus, deși rămân cu banii în plată, cu pensiile pe care le-au încasat și în luna august. De la 1 ianuarie, timp de 5, 7, 10 ani, pensiile vor fi înghețate. Haideți să vedem protestul minerilor de astăzi. Au ieșit din nou în stradă, spun că nu vor renunța. Strâng și semnături, vor face și un proces colectiv. Să vedem imagini. Au tăiat drepturile acelor care au lucrat în condițiile cele mai grele de muncă. Nu vom accepta lucrul ăsta, dar fi, orice ar fi, foarte simplu poți să modifici un articol și să nu ne taie pensiile. Minerii nu au lucrat în aer condiționat. Minerii au lucrat înghițind praf de cărbune. Nu cerșim bani de la voi. Noi cerem banii pentru care minerii și-au dat viața mare parte dintre ei. În legătură directă cu noi este domnul Adrian Jurca, inginer minier aflat la pensie. Mulțumim, domnule Jurca, pentru această intervenție. Înțeleg că mâine premierul Marcel Ciolacu se vede cu anumiți reprezentanți ai minerilor undeva la Suceava, dacă nu mă înșel. Dumneavoastră știți despre această întâlnire? Nu. Noi n-am fost informați. Dacă se văd cu cei de la Suceava, nu-i rău, că dânsii sunt mai loviți de soartă decât noi. Dar eu nu am încredere în demersurile domniei sale, fiindcă ei de anul trecut, din octombrie, știau ce se întâmplă cu pensiile. Și acum mi se pare că ce vor să facă, fac așa mai mult de ochii lumii sau să mai păcălim niște oameni. Există un proiect depus de PNL și domnul Fenechiu cred că poate elabora pe această temă. Există un proiect depus de PNL în Parlament care spune așa, să se refacă această recalculare pentru categoriile dumneavoastră, mineri, siderurgiști, ceferiști, nevăzători și să se facă indexarea de la 1 ianuarie la pensia aflată în plată, nu la cea recalculată. Credeți că aceste două măsuri v-ar ajuta? Normal că ne-ar ajuta, dar, nu, repet, e vorba de încredere până la urmă. Nu știu când va ajunge un asemenea proiect în Parlament, nu știu când va fi votat. Proiectul este înregistrat în Parlament, e în procedură legislativă. Și când va fi adoptat? Săptămâna viitoare va intra în dezbaterea Senatului. Deci, ați stat un pic în dezbaterea Senatului. Domnul Ferechiu, ce faceți concret? Da. Adică ce reprezintă proiectul ăsta? Ce vreți de fapt să... Recalculare la recalculare. Recalculați ce? Aplicarea indexărilor până în momentul când se termină toată nebunia. Stați un pic, să o luăm de la capăt. Deci vreți să recalculați pensiile minerilor, ceferiștilor, persoanelor nevăzătoare, care, care s-au trezit cu pensii mai mici pe decizia nouă. O altă formulă de calcul. O altă formulă deci de calcul. Nu, altă formulă de calcul. Ăsta, e foarte important de spus. E o altă formulă de calcul față de cea prevăzută în lege. Ceea ce, din punctul meu de vedere, e practic o altă lege. Domnul Cristescu, votați proiectul. Este un proiect care a venit din zonele minierești. Inițiatorii au fost din zona Maramureș, Gorj. De acolo au pornit. Mi l-au prezentat mie într-o ședință de săptămâna trecută. Au fost niște probleme tehnice și l-am depus, cred, marți.
Deci marți a fost înregistrat la Senat. PSD votează, domnul Fenechiu? Au fost niște discuții, le-am comunicat proiectul. Mi-e greu să vă spun dacă votează sau nu, că trebuie să analizeze și ei, nu cred că... Aceste lucruri se vor rezolva și pentru mineri. Premierul Marcel Ciolacu este într-adevăr la Suceava și se va întâlni. Când face o recalcare de 4... Se va rezolva acum, că nu se rezolvă de 3 săptămâni, nimic. Se va rezolva. Acum, restul este un proiect de lege... Mă abțin de data asta. Dar ați înțeles ce vrea să facă PNL? O tâmpenie vrea să facă PNL. Asta. Dar legea cum a fost făcută? Trebuie să vezi pe proiect, înainte în fine, să... Ei vor, iarăși, provoci absolut un alt haos, recalculezi și după aia și de neserios la el, la care l-ai spus pe la Comisia Europeană că, domne, nu mai schimbăm. Nu, au zis oamenii că nu mai schimbăm legea de anul trecut. PNL-ul e de acord să rămână pensiile înghețate, domnule Cristescu, dar nu timp de 50 ani. Da, nu, îngheață. Bine, ei sunt înghețate de când erau pe lângă USR, că înghețau aia pensiile 50 de ani. Ei deci uitați, de exemplu, la o pensie de 7.000 de lei care a scăzut la 5.000 de lei în urma recalculării, îngheață vreo 5 ani. Până când pensia de înghețare. Atenție, inflația va scădea în perioada următoare. Deci perioada de înghețare se prelungește. Crește și cu indexarea din toamnă. Potrivit actuale, toate pensiile care sunt calculate în valoare nominală sub pensie aflată în plată vor ajunge să fie indexate în momentul în care valoarea nominală va ajunge la valoarea aflată în plată. Care pot fi 2, 3, 5 ani. Doamne Jurca, așteptați acest moment în Parlament, această discuție pe acest proiect. Știu că dumneavoastră aveți alte sute de colegi alături și doriți să dați guvernul în judecată. Veți continua cu acest proces sau așteptați să vedeți ce se întâmplă în Parlament? Stimată doamnă, mulțumesc pentru intervenție. Am să fiu foarte scurt și cuprinzător. Pe inițiatorii proiectului de lege de la PNL apare și un domn Florin Roman, cu care am o experiență în care domnia sa și-a ținut cuvântul preț de o jumătate de oră, așa că am foarte mari rezerve. Greva foamei tot camp acolo. Chiar atât. Deci am mari rezerve față de acest proiect. Doi, dacă dânsii se ceartă deja pe acest proiect, nu putem să avem încredere, dar ce facem noi, cred că este cel mai important. Suntem 446 și astăzi s-au mai alăturat încă 60. Săptămâna viitoare vor ajunge primele sute de dosare în instanță. Domnule Jurca, s-au întâmplat la dumneavoastră situații în care... Este un demers care sună foarte bine, dar e foarte greu să bați guvernul pe o lege aprobată de Parlament. Niciun judecător din țara asta... Dacă există elemente de neconstituționalitate, domnule Fenechiu, care pot fi ridicate din instanță... Poți ataca o lege într-un proces colectiv ca să invoci excepție? A spus că vor fi sute de procese. Păi nu, a spus că dau în judecată guvernul. Deci eu am înțeles că e un demers colectiv. Este un demers colectiv, domnule Jurca, sau individual? No, suntem 446 care ne-am angajat împreună o casă de avocatură să ne reprezinte pe toți. Acum, ce strategii au avocații, nu pot încă să știu, fiindcă nu am verde din partea lor, să spun public. Dar săptămâna viitoare, cu siguranță, primele sute de dosare vor ajunge în instanță. Planificați să ajungeți la București, domnule Jurca? Dacă ne invită domnul Ciolacu la discuții, da, fiindcă suntem deschiși la orice discuție. Dar nu v-a chemat până acum? Nu. Păi nu ne-a chemat nimeni, că noi suntem singurii care, cum să spun eu, suntem și organizați. Și acum, dacă domnul Ciolacu și PNL-ul cheamă la discuții pe cei cu care au trântit legea asta, înseamnă că același efect va avea în continuare. E o afirmație foarte gravă că PNL-ul cheamă la discuții pe cei cu care au trântit legea asta. Iar dacă nu aveți dovezi pentru faptul că dumneavoastră nu vă place Florin Roman, nu cred că e în regulă să atacați Partidul Național Liberal, sincer. Aveți grijă că vă dă domnul Fenechiu în judecată. Da, să știți că mă tem foarte tare că s-a supărat domnul Fenechiu că atacă PNL-ul. Nu m-am supărat, dar v-am spus că decent este dacă aveți o problemă cu Florin Roman, nu e normal să atacați Partidul Național Liberal. Mulțumim! Nu, v-am spus că nu am, da. Da. Bun, urmărim, domnule Jurca, acest proces pe care noi ați intentat. Da, vă rog și vă mulțumesc foarte mult. Pentru pensii. Proces care se va judeca la instanțele care și-au judecat singure, practic, propriile creșteri. Mm-hmm. Adică e important de făcut și acest tip de precizări. Da, foarte important. Vreau să mergem la Gina Vacariu pentru că e o altă întrebare esențială. Ce se întâmplă anul viitor cu taxele? Știți foarte bine că sunt foarte multe opinii pe această temă și vreau să ascultăm și opinia lui Adrian Negrescu. Adrian Negrescu, cu ce pachet crezi că va merge Marcel Boroș la Bruxelles? Pentru că
guvernul României și-a asumat ca acest deficit de 7-8% să fie scăzut în următorii 7 ani până la 3%. Trebuie să te duci cu un program, cu un corect, proiect. Niște măsuri concrete menite să arate că deficitul a scăzut. Ce înseamnă deficitul? Diferența dintre ce încasează statul din taxe, impozite, veniturile fiscale și ce cheltuiești. Acum, până acum 150 de miliarde de lei s-a împrumutat guvernul Ciolacu până la această oră. Și vor lua până la sfârșitul anului în total 250, cam peste așa. 40 de miliarde de euro într-un an de zile împrumuturi. Deci trebuie să dai banii ăștia înapoi odată, nu? Ai 10 miliarde de euro pentru anul viitor creșterea pensiilor, ai vreo 5 miliarde creșterea salariilor în sectorul bugetar, sunt vreo 2 miliarde decizii în justiție care trebuie puse în aplicare anul viitor, deci în total ajungem la niște sume care vor ridica din start, din ianuarie, deficitul public de peste 2%. Toată lumea se întreabă ce se întâmplă de anul viitor. Cu TVA-ul, dacă rămâne 19%, te rog să scrie aici, sau mai mare, dacă această cotă unică pe salarii va rămâne 10% sau va fi mai mare, sau dacă vom trece la impozit progresiv pe salariu. Bun, soluția sănătoasă pentru economie ar fi să nu creștem taxele. Pentru că dacă creștem taxele, practic ducem în economia în recesiune. Ai scris de la 19 la 21. Soluția practicată în momentul de față și care este inclusiv monitorizată și spusă inclusiv de organismele internaționale este creșterea TVA-ului. De ce? La 21%. De ce? Pentru că prin TVA ei aduc foarte rapid banii la buget. Este taxa prin care imediat din mediul de afaceri ajung banii în bugetul de stat. E cel mai ușor de adunat bani la buget. Premierul Marcel Ciolacu a spus că asta creează inflație. A propus Comisia Europeană să crească TVA-ul și că a refuzat. Tu crezi că vor ajunge până la urmă? Eu sper să nu crească. Sper să meargă pe ideea de a reduce cheltuielile publice, pentru că acolo este marea problemă, nu neapărat la venituri. Veniturile au crescut în acest an, inclusiv din TVA. Au crescut și vor crește în continuare. Bun, cota unică rămâne 10. Aici o întrebare. Sau aici se duce în 16% sau va câștiga viziunea lui Ciolacu de impozit progresiv și până la 25% discută, vine cu propunere FMI-ul, banca, mai vine și Banca Mondială cu aceeași propunere. Asta nu putem face în momentul de față din punct de vedere logistic, pentru că ANAF în momentul de față nu are platforma de a identifica toate veniturile românilor, de a stabili cote de impozitare și de a aplica aceste impozite în funcție de veniturile pe care le înregistrează. Asta e mai fiabilă, din punct mai viabilă. Cota unică să crească de la 10, eu cred că la 12%. Deci tu vezi 12%. Bani care vor acoperi o parte din cheltuielile necesare anul viitor, undeva la nivel de salariu din România. Undeva la nivel de vreo 10 miliarde de euro, cred că ar putea veni din cotă unică pe salarii puțin mai mare. Cert este că va trebui umblat la taxe, pentru că din colectare nu reușim să adunăm banii necesari în perspectiva anului viitor. Deci nu va fi de ajuns. Și mai avem o soluție. Să începem să scoatem pe Bursa de Valori București sau să facem privatizări. Companii de stat avem o grămadă care cheltuie bani. CFR Marfa, nu, CFR SA, de exemplu, și-a bugetat anul ăsta pierde de 1 miliard de lei, 900 și ceva de publicitate, miliard. Doamnelor și domnilor, mulțumesc, Adrian, pentru această analiză. Revenim în câteva momente. Am revenit în direct la Decisiv, doamnelor și domnilor. George Simion s-a dus peste Elena Lasconi, a căutat-o la primăria din Câmpul Lung. Haideți să vedem ce a ieșit. Să vedem dacă doamna primar ne poate primi. Am la primar, dacă este la muncă. Păi când? Că de dimineață nu era. Hai să sunăm, să vedem. Suntem în Câmpul Lung, dragi prieteni. O așteptăm pe doamna Lasconi să ne răspundă. Nu-i răspunde domnului viceprimar. Ei spunea că zilele astea e ocupată cu problemele câmpulungenilor. Îi salut pe useriștii care au intrat pe live. Nu sunt sclavul lui Putin. Eu vreau cafea. Cafeluță. Bună dimineața la cafeluță. Vă aștept aici la primărie. Este ora 12. A văzut-o careva pe doamna primar? Doamna Lasconi, prin subalternii săi, minte spunând că este în Câmpul Lung. Doamna Lasconi nu este în Câmpul Lung. FNQ-ul este, deci el spune, nu este doamna Lasconi contracandidata mea principală, dar cu toate astea se duce la Câmpul Lung peste doamna Lasconi. O strategie politică, s-a dus acolo probabil că avea informația că Lasconi nu este sau avea pregătit ceva pentru o posibilă întâlnire. Nu e surprinzător, maniera asta este maniera de politică pe care o face George Simion, nimic surprinzător. Faptul că Lasconi nu este nimic surprinzător. Da, nu-l vedem legându-se de Ciucă, nu-l vedem domnule Cristescu legându-se de Ciolacu. S-a legat și de Ciucă și de Ciolacu, i-a vânat în Parlament, credeți-mă. Domnule Cristescu, poate intra un cetățean normal să meargă în birou la viceprimar, să așa, să intre? Eu nu prea cred.
că ești cam la George ghișeu. Simion nu este un cetățean normal. O știe toată lumea. Adică descinde peste tot, se duce peste tot, unde putem amintim. Este. Ne amintim cum l-a urmărit și pe ministrul liberal, pe domnul Virgil Popescu, a intrat peste el pe la minister, atunci l-a lăsat jandarmul, n-a avut nicio treabă. Dar poți intra în primărie, nu știu, n-am intrat în primărie. No, de... primărie? Ai poliție locală. Te duci prin birouri, așa, ca cetățenie locală. Primărie poți intra până în fața biroului primarului sau viceprimarului. Păi și cine în nu-și face raport, treaba de a ajunge prin toate birourile? În raport de cum e organizat sistemul de pază, biroul nu poate fi închis. Diana, dacă forțezi biroul, intri în primărie. Întrebarea rămâne, doamna Lasconi și-a luat concediu în această perioadă când face campanie? Nu, adică a postat imediat după ce a fost domnul Simion, a postat pe pagina sa de Facebook, era la un șantier. Vreau să vă arăt unde o informație interesantă, domnule Fenechiu, pentru că o să ne explicați, o să ne explicați cum în această bătălie de a face rost de bani la buget există un proiect de lege în Parlamentul României care spune așa: demnitarii care au case de protocol, case de la stat, nu mai plătesc nici chirie, nici întreținere. Săracii demnitari. Pentru locuințele de protocol, chiria și cheltuielile de întreținere pentru energie, gaze, apă, canal, amortizarea și uzura mijloacelor fixe și obiectelor de inventar după caz, taxele și impozitele pe clădiri și terenuri se decontează la instituțiile publice în care își desfășoară activitatea beneficiară. O să vă răspund exact în maniera cum merge comunicarea. Este un proiect de lege pentru aprobarea ordonanței de urgență. Este în vigoare. Ordonanța e dată de un guvern. L-ați adoptat la Senat luni. Stați puțin. În 2024, prim-ministru al guvernului era domnul Ciucă, nu? Nu, e nu domnul Ciolacu. Deci e un succes al domnului Ciolacu. Da? Cu aviz de la MF și deci de la MJ, da? Deci e un succes al domnului Ciolacu, așa da? Așa este. Pregătiți pentru domnul Iohannis. Ordonanța, cum ați votat luni în Senat? Nu știu, probabil că dacă e un proiect al guvernului, l-am votat luni, pentru. Pe 10 septembrie ați votat. Păi și sunteți de acord că păreți revoltat totodată, dar sunteți totuși de acord? Păi, sau haideți că mai înțelegem. Noi avem încredere în primul ministru al României. Avem un guvern de coaliție. Am crezut că e un proiect bun. Acum că am înțeles, le spunem colegilor la Camera Deputaților. Sunt de locuințe sociale, de fapt, că îi ajutăm pe acești oameni să... Stați social demnitarii, domnule Cristescu? Nu știu, stimate doamne. În 30 de zile se va schimba. Nu știam de... Era la Senat, nu știam de... Ne vor promite în campanie. 30 de zile, exact. Da, pregătiți proiectul acesta pentru domnul Iohannis să nu mai plătească la Palatul din Navigatorilor pe care pregătește guvernul? Săracu a rămas fără muncă, fără job. Este o variantă, dar vreau să întreb pe domnul Fenechiu dacă e adevărat că domnul Ciucă nu merge în campanie de promovare a cărții. Da, domnul Cristescu, stați un pic că vorbim. Vorbim despre cu totul altceva. Spuneți-ne, după ce că le dăm case în care stau acolo, cât sunt pe funcții, acum să nu mai plătească nici utilitățile? Stimată, nu am văzut proiectul ăsta de lege. E în Senat, nu vine, stați un pic. Luni a fost adoptat de Senat. Eu nu l-am văzut, sincer. A fost trimis la Camera Deputaților. Foarte interesant. O să mai discutăm despre pentru acest... Evident, acum, ce... Unde putem face o cerere pentru locuințele? Pentru domnul Iohannis. Nu mai avem timp. Mulțumesc la pentru George prezență Simon. Și acolo, da? De mii și branșament gratuit la curent electric, credit zero la bancă. Vedeți că anumite spectatori s-ar putea să vă creadă. Vă aștept imediat cu cele mai noi informații și imagini. Rămâneți cu noi la Decizi. Doamnelor, domnilor, este ora 16, urmăriți decisiv la Antena 3 CNN. Asasinul în serie de pe litoral ar putea fi cel mai sângeros criminal român de după Revoluție, avertizează profilerii, pe măsură ce anchetatorii încearcă să afle dacă a mai luat și alte vieți. Între timp, cei doi bărbați care au găsit cadavrul Denisei, cea de-a doua tânără ucisă de ucigașul poreclit Șacalul și aruncată pe un câmp din județul Constanța, au rupt tăcerea. La fel și femeia al cărei fiu voia să cumpere mașina pe care criminalul o furase de la victimă. Iar adolescentul de 15 ani, care l-a ajutat pe asasinul în serie să scape de cadavru, ar putea fi audiat din nou după ce a mărturisit că ambele tinere au fost sugrumate. Deocamdată, cert este că ucigașul a ajuns după gratii, a contestat arestul preventiv. Aceeași măsură, vă reamintesc, îi se aplică și concubinei sale, complice la omoruri. Ce ați văzut? Un porc, un cadavru. Cât era de departe? Pe prima dată era lângă șanț. Și noi când am amintit de la Siloie la vreo oră și ceva, era tras mai încolo, vreo 7 metri de la șanț. Dar cum v-ați dat seama că e vorba de un cadavru? Păi se vedea scheletele, se vedea picioarele. Ce ați văzut? Era un cadavru întins de câini. Era de șacal. De șacal, da, mâncat și era întins pe arătura asta aici.
băiatul meu l-a cunoscut. S-a întâlnit la un peco, la urmă, astăzi că l-a găsit de pe... având un Volkswagen băiatul de vânzare, s-au întâlnit la acea mobilia și la urmă la un peco. S-au întâlnit și a spus că el ar avea mașina de vânzare și copilul meu deja o avea tot la vânzare. El vroia să cumpere mașina sau să-i vândă mașina aceea de Timișoara? Nu prea pot să spun eu multe, ținând cont că ancheta este... Deci în ce am declarat și băiatul ce a declarat, trebuie să fie lucruri confidențiale. Mergem la jurnalistul de investigații, Sorin Ovidiu Bălan, cel care urmărește această anchetă. Sorin, au reușit până acum anchetatorii să descopere și alte indicii care să ducă la această ipoteză că ar mai fi și alte victime? Deocamdată se lucrează la această ipoteză. Evident că investigatorii nu o pot scăpa din vedere. Mai ales că sunt destule escorte care au lucrat pe litoral toată vara asta. Din informațiile pe care le avem noi, se verifică la această oră, este o zi că nu foarte spectaculoasă, așa cum a fost cea de ieri, dar este o zi extrem de încărcată de muncă, pentru că se verifică fiecare identitate, să se vadă dacă există între escortele care au lucrat pe litoral în vara asta și altele care au dispărut. Foarte important, noi ne aflăm, după cum vedeți, în continuare în zona asta pe care eu aș numi o zona critică. Este zona în care, hai să spunem, era terenul de vânătoare al acestui prădător sexual. Zona asta dintre Sinoe, Mihai Viteazu, Ceamurlia de Jos. Ceamurlia de Jos am fost și acolo, este comuna lui de origine. Oamenii n-au avut, nimeni n-a avut niciun cuvânt bun de spus despre el. Referitor la această posibilitate de a mai exista și alte victime, efectiv se lucrează la această oră și este, vă dați seama, este o muncă titanică să iei nume cu nume și să verifici dacă mai există victime. După părerea mea, în zona aici trebuie să extinse cercetările, pentru că nu întâmplător prădătorul acționează în această zonă. Ați văzut în materialele de mai devreme, am reușit să stăm de vorbă cu mai mulți oameni care au intrat în contact cu el, inclusiv cu cel care urma să cumpere mașina cu care a avut accident, mașina victimei. Dar trebuie să se mai stabilească un lucru. Despre a doua victimă. Ea a fost luată de la hotel la ora 5 dimineața și trebuie stabilit exact în ce zi a fost luată la ora 5 dimineața de către presupusul asasin. De ce spun asta? Pentru că mașina ei este semnalată pe data de 27 august parcată. De ce știm că este parcată? Pentru că a fost parcată de către presupusul criminal pe locul de parcare al altcuiva, care pe 28 dimineața i-a atras atenția să nu mai parcheze mașina acolo. Deci pe 27 dimineața el era, fusese în contact cu victima, pe 27 dimineața era deja în posesia mașinii victimei. Nu-și mai amintește cel care urma să cumpere mașina, nu-și mai amintește exact ziua în care s-a tocmit pentru această mașină, urma să-i dea două mașini vechi în schimbul acestei mașini noi de Timișoara, a victimei din Timișoara, cu care și-a avut accidentul. Deci trebuie corelate și stabilite foarte bine momentele în care a luat-o de la hotel, unde a dus-o, că a dus-o la el acasă, când a dus-o, când a omorât-o, pentru că altminteri, evident că un avocat bun ar încerca să răstoarne lucrurile astea. Iar probele trebuie să fie beton. Știți de ce? Pentru că lumea din zonă, noi ne învârtim de azi dimineață în zona asta. Oamenii din zonă sunt încă speriați. Ei vor să vadă pași în anchetă, vor să vadă certitudini pentru a se liniști, pentru că au copii, pentru că au rude, unii dintre ei rude despre care nu mai știu, că sunt plecate ori prin străinătate, ori au lucrat pe litoral și încă n-au luat legătura cu familiile. Deci este o situație care trebuie rezolvată cât se poate de repede. Sorin Ovidiu Bălan, mulțumesc pentru aceste informații extrem de prețioase. Mergem mai departe acum.
Intervenție la limită pentru salvarea doi copii din Constanța, luați de viitură cu tot cu mașina în care se aflau. Pompierii au folosit o frânghie pentru a-i salva pe copiii de 11, respectiv 16 ani, care s-au urcat pe plafonul mașinii înghițite de apă. Ambii au ajuns apoi în grija medicilor. Informație de ultimă oră, președintele Klaus Iohannis a convocat Consiliul Suprem de Apărare a Țării pe data de 19 septembrie, o ședință în care va fi discutat și subiectul dronelor, mai exact doborârea dronelor rusești care traversează spațiul nostru aerian. Corespondentul nostru Vasile Marcu are mai multe informații despre această ședință convocată de președintele Iohannis. Te ascultăm, Vasile. Și convocată destul de repede, pentru că de obicei Consiliul Suprem de Apărare a Țării era convocat cu două săptămâni înainte. Însă vedem acum că săptămâna viitoare sunt convocați cei din membrii CSAT pentru a discuta atât situația războiului din Ucraina, dar mai ales efectele pe care le produc asupra României, iar aici experții spun că vor fi luate în discuție inclusiv modificările legislative pe care le dorește armata, astfel încât se poate interveni în cazul unor drone care intră în spațiul aerian românesc neautorizat, în mod neautorizat. Și sunt mai multe modificări legislative, cel puțin 5 legi ar urma să fie modificate. Deja au fost făcute aceste modificări, dar sunt pe circuitul de avizare, inclusiv la Consiliul Suprem de Apărare a Țării, motiv pentru care va fi discutat în ședința de săptămâna viitoare. Și ar mai putea fi discutat la unul dintre punctele de pe ordinea de zi a CSAT, cel referitor la politica de securitate și acțiune comună, și acolo sunt discutate măsuri pe care trebuie să le ia autoritățile române în legătură cu statele europene pentru o apărare comună. Deci, repet, săptămâna viitoare convocat pe CSAT de către președintele României, destul de rapid în condițiile în care de obicei convocarea venea peste două săptămâni. Mulțumesc, Vasile Marcu, pentru aceste informații. Mergem mai departe. 6 copii au furat mașina mamei unuia dintre ei și au condus-o pe rând prin Ploiești, unde au făcut accident. Nu înainte de a-și filma teribilismul, norocul a făcut ca impactul rutier să provoace doar pagube materiale. Acum toți cei 6 copii cu vârste cuprinse între 14 și 17 ani au fost puși sub control judiciar. Bă! 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 Facem accident, bă! 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 Facem accident să moară familia mea! Ha, ia să-i treabă stâlp! Fă dreapta, bă! Depășește-l, mă, depășește-l! Depășește-l, mă! Haide, bă! Dă-i mă tare, dă-i mă tare, depășește! Să mor, tu nu le-ai depășit! Să moară mama dacă nu, că n-am permis! Păi eu pune-mă la popolan! La mare, să mă ducei! Stai, bă, bă! Polițiștii s-au deplasat la fața locului și, în urma verificărilor efectuate, au identificat un minor de 14 ani din municipiul Ploiești, care ar fi sustras un autoturism și l-ar fi condus pe drumurile publice din municipiu și, ulterior, ar fi fost implicat într-un accident rutier, soldat cu pagube materiale. De asemenea, acesta le-ar fi permis și altor 5 minori, cu vârstele cuprinse între 14 și 17 ani, să-l conducă. Față de aceștia, a fost dispusă măsura preventivă a controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile. Procurorul Curții Penale Internaționale cere emiterea unui mandat de arestare în regim de urgență pe numele premierului Benjamin Netanyahu pentru crime de război în fâșia Gaza. Și în legătură directă cu noi este Alina Angel, senior editor Antena 3 CNN. Te ascultăm, Alina. Cătălina, în cererea adresată celor trei judecători ai CPI, procurorul evocă luptele în curs în fâșia Gaza și riscul tot mai mare de comitere a unor noi crime de război, atât de către Israel cât și de Hamas. Potrivit Hareț, Karim Khan invocă în această cerere o agravare a situației umanitare în fâșia Gaza. Vă reamintesc faptul că la 20 mai, procurorul Curții Penale Internaționale, Karim Khan, a depus o cerere de emiterea unor mandate internaționale de arestare pe numele premierului Netanyahu, dar și a ministrului apărării Yoav Gallant. În plus, pe acea cerere figurau numele a trei lideri Hamas, doi dintre aceștia între timp au fost uciși de către armata israeliană. Potrivit unor surse izraeliene, aceste mandate de arestare ar putea să fie emise de către CPI până la sfârșitul lunii septembrie.
Tot presa izraeliană scrie că ministrul izraelian al justiției, la cererea premierului Netanyahu, i-a cerut procurorului general izraelian să deschidă o anchetă penală împotriva premierului și a ministrului apărării cu privire la războiul din Gaza, într-un efort, scrie presa izraeliană, de a eluda cererea în curs de examinare a Curții Penale Internaționale de a emite aceste mandate de arestare. Canalul de știri, un canal local de știri, canalul 12, a transmis că Netanyahu a dorit ca o anchetă privind războiul în curs și modul în care este gestionată campania militară împotriva Hamas să fie deschisă și apoi închisă, cu o actualizare depusă la CPI că acuzațiile au fost investigate de Israel și, prin urmare, nu necesită intervenția Curții Penale Internaționale. Cătălina? Alina, îți mulțumesc pentru aceste informații. Minerii pensionari din Valea Jiului au ieșit din nou în stradă, nemulțumiți de modul în care s-a făcut recalcularea pensiilor. Foștii mineri amenință cu vor da în judecată guvernul și spun că vor sesiza și Curtea Constituțională. Haideți să vedem aceste imagini. Jos guvernul! Jos guvernul! Au tăiat drepturile acelor care au lucrat în condițiile cele mai grele de muncă. Nu vom accepta lucrul ăsta, dar fi... Orice ar fi, foarte simplu poți să modifici un articol și să nu ne taie pensiile. Minerii nu au lucrat în aer condiționat. Minerii au lucrat înghițind praf de cărbune. Nu cerșim bani de la voi. Noi cerem banii pentru care minerii și-au dat viața mare parte dintre ei. Premierul Marcel Ciolacu, aflat în campanie prezidențială prin țară, va merge la minerii revoltați de pensiile recalculate. Întâlnirea are loc în timp ce liberalii propun ca pensiile minerilor să fie indexate la valoarea aflată în plată. Și mergem la corespondentul nostru, Xenia Croitoru, cea care urmărește aceste discuții. Te ascultăm, Xenia. Bun găsit tuturor! Pare o controversă în acest moment, pentru că deși liberalii au votat alături de socialdemocrații această lege a pensiilor, iată că acum vin ambele partide cu o idee în care să fie modificată legea pensiilor, deși spuneam inițial au votat pe repede înainte acest proiect, asta pentru că minerii, dar și celelalte categorii speciale din zona metalurgiei sau cei care sunt nevăzători nu beneficiază de aceste majorări de pensii și nici de indexare de la 1 ianuarie pe o perioadă de aproximativ 4-5 ani, motiv pentru care liberalii au venit cu un proiect în Parlament spunând că vor să modifice această lege, iar premierul de cealaltă parte, în competiție cu colegii săi de coaliție, spune că se va întâlni cu reprezentanții minerilor și cu reprezentanții nevăzătorilor pentru a discuta despre ce se poate face în acest moment privind pensiile pentru aceste categorii. Vom vedea însă care vor fi concluziile și, până la urmă, care dintre cele două partide va reuși să câștige capital electoral, pentru că despre asta este vorba în acest moment, fiind o campanie electorală, atât Marcel Ciolacu cât și cei din Partidul Național Liberal încearcă să câștige cât mai mult electorat. Xenia, îți mulțumesc! Alfred Bulai, profesorul dat afară de la SNSPA pentru că ar fi agresat sexual studente, nu scapă de arestul preventiv. Magistrații au respins contestația, așa că de îndată ce va fi externat din spitalul militar, unde se recuperează după infarctul suferit în arest, sociologul va reveni în spatele gratiilor. Vedem mărturia prin care profesorul Bulai a încercat să-i înduplece pe judecători. Sunt profesor de 35 de ani și am avut în jur de 4-5.000 de studenți. Nu au existat vreodată plângeri sau acuzații la adresa mea de nicio natură. Se mai foloseau cuvinte triviale, informale, atât de către cadrele didactice, cât și de către studenți, deoarece această ședință era informală, iar în cadrul acesteia aveau voie să consume băuturi alcoolice. Este un fragment din scrisoarea de 10 pagini pe care profesorul Alfred Bulai, dat afară de la SNSPA pentru că ar fi agresat sexual studente, le-a trimis-o magistraților. În aceea scrisoare, sociologul neagă că și-ar fi folosit funcția în scop sexual. Și-a dat tricoul jos, cred că a durat 3-4 secunde. Toată scena nu a durat mai mult de 15 secunde. Reacția mea a fost una de uimire. Probabil din acest motiv am râs. Declarația unei studente care ar fi fost agresată sexual de profesorul Alfred Bulai prezintă însă o cu totul altă versiune. Mi-a zis că sunt un obiect sexual, că ar trebui să fiu mai sexicioasă și m-a provocat să-mi dau tricoul jos, lucru pe care l-am făcut, de frică. Judecătorul care a decis ca profesorul dat afară de la SNSPA să fie arestat preventiv susține că Alfred Bulai ar fi încercat să intimideze foste studente pentru a nu-l da pe mâna poliției. În plus, susține magistratul, sociologul ar fi vrut să mituiască jurnaliști pentru a nu mai fi prezentat drept un prădător sexual.
Consideră că o măsură preventivă mai puțin severă nu ar fi oportună în cauza, având în vedere că din procesul verbal de redare a convorbirilor telefonice ale inculpatului reiese că acesta încerca să influențeze ancheta penală prin identificarea persoanelor implicate în apariția articolului de investigație jurnalistică și încercarea de a găsi o persoană care să producă, în schimbul unei sume de bani, un articol de presă favorabil. Este necesară privarea de libertate a inculpatului în regim de detenție care să nu-i ofere posibilitatea de a lua legătura cu alte persoane. În fața instanței, Alfred Bulai s-ar fi dat singur de gol, susține judecătorul. Chiar dacă inculpatul neagă săvârșirea celor două infracțiuni de agresiune sexuală, își amintește cu exactitate faptele, oferind detalii suplimentare, iar atunci când este vorba despre aspectele de fapt care îl incriminează, cum ar fi piesele de teatru, testele proiective, întrebări inadecvate adresate studentelor, glume cu tentă sexuală, existența îmbrățișărilor, mângâierilor cu persoana vătămată, autenticitatea convorbirilor apărute în presă, în sensul, dacă își recunoaște sau nu vocea, inculpatul ori nu își amintește, ori ocolește oferirea unui răspuns. Alfred Bulai se află internat în spitalul militar din capitală, sub paza poliției, după ce a făcut infarct în arestul preventiv. Mergem la corespondentul nostru, Ana Ciuvică, cea care urmărește această anchetă și are informații de ultimă oră. Te ascultăm, Ana. Bună ziua, Cătălina, bun găsit tuturor! Astăzi s-a judecat această contestație formulată de Alfred Bulai, care își dorește să iasă din arestul preventiv. Asta deși știm că săptămâna trecută magistrații de la judecătoria sectorului 1 au decis că el este sub măsura arestului preventiv 30 de zile. În momentul în care sociologul a ajuns în arestul central, i-au fost făcute analize și în urma acestora și-au dat medicii seama că acesta a suferit un infart, a fost transportat la spital și acolo se află și în aceste momente. De altfel, medicii de la Spitalul Militar, unde este Alfred Bulai internat, au spus că astăzi starea lui de sănătate nu îi permite să participe fizic la ședința de judecată, motiv pentru care aceasta s-a judecat în lipsa lui. Se așteaptă în continuare această pronunțare. Judecătorii decid chiar în aceste momente dacă Alfred Bulai va fi sau nu eliberat din arestul preventiv. Bineînțeles că ar putea conta în acest sens inclusiv starea lui de sănătate, pentru că, spun medicii, este una nu foarte bună. Ana, îți mulțumesc pentru aceste informații. Statele Unite sunt pe punctul de a permite Ucrainei să folosească arme cu rază lungă de acțiune pentru a lovi ținte din Rusia. Secretarul de stat american Antony Blinken a dat deja cel mai puternic indiciu în acest sens. A declarat la Kiev că Statele Unite sunt, citez, dispuse să își adapteze politica în funcție de schimbarea situației pe câmpul de luptă din Ucraina. Vedem declarația. Speaking for the United States, from day one, as you've heard me say, we have adjusted and adapted as needs have changed, as the battlefield has changed, and I have no doubt that we'll continue to do that as this evolves. Iar Moscova amenință prin vocea unui consilier al lui Putin că ar putea lansa, atenție, un atac nuclear limitat asupra unei țări NATO în urma intenției Statelor Unite de a permite Ucrainei să folosească arme cu rază lungă pe teritoriul Rusiei. Ministrul de Externe de la Moscova, Sergei Lavrov, spune de asemenea că o astfel de măsură ar fi dezastroasă pentru Occident. Сейчас, когда идут разговоры, вот Блинкен, Леми ездили в Киев, такая инсценировка была достаточно понятная. У нас нет сомнений, что решение о снятии ограничений на использование дальнобойных орудий для атаки территории Российской Федерации было принято давно. Сейчас его пытаются, ну, так, покрасивее, поприличнее, что ли, поизящнее оформить в публичном пространстве. Мы прекрасно понимаем, что Запад назвал эту войну против России экзистенциальной, цель нанести нам стратегическое поражение. Но еще раз напомню, я уже делал это в нашем кругу, еще раз напомню о том, что такие же цели ставили перед собой и другие великие деятели истории международных отношений, в том числе Наполеон, Гитлер. И не зря многие, сохраняющие разум,
зарубежные политики периодически напоминают своим более ретивым коллегам о том, что эти уроки истории забывать будет губительно для них самих. Ucraina anunță că a doborât un avion de vânătoare al rușilor în valoare de 50 de milioane de dolari. În plus, armata lui Zelenski susține că a distrus un depozit de arme în atacul asupra unui aerodrom rusesc. În tot acest timp, armata lui Vladimir Putin face eforturi pentru a respinge atacurile lansate de trupele ucrainene în regiunea rusă Kursk. Laurențiu Rădulescu, jurnalistul Antena 3 CNN, are toate informațiile, îl urmărim. Bun găsit, apar mai multe informații legate de contraofensiva armatei ruse din zona Kursk, care a folosit atât trupe aeroportate cât și infanteriști marini. 10 localități, spun rușii, au fost deja eliberate, iar din alte zone armata ucraineană ar fi fost deja împinsă spre graniță. Există în momentul de față riscul ca trupele ucrainene care au intrat pe teritoriul Rusiei pe data de 6 august să fie acum încercuite. Vizita secretarului de stat american Antony Blinken în Ucraina se apropie mai mult de dorința Kievului, iată, ca Occidentul să permită folosirea rachetelor cu rază lungă de acțiune pe teritoriul Rusiei. A spus Blinken faptul că Statele Unite ale Americii lucrează chiar de urgență la noile cerințe și că Occidentul trebuie să se adapteze la noua formă de război din Ucraina. La ce ajută până la urmă aceste rachete? Prin utilizarea lor, Ucraina va reuși, de exemplu, să lovească baze militare, depozite de armament sau aeroporturi folosite de avioanele de luptă ale armatei ruse, toate aflate la sute de kilometri distanță de graniță. În plan opus, Rusia este acuzată acum că a primit rachete cu rază scurtă de acțiune până la 120 de kilometri pentru a lovi obiective inamice aflate în apropierea graniței Ucrainei cu Rusia. În raza acestor bombe sunt însă și orașe importante, precum Harkov sau Sumi. Iar ieri, președintele Zelenski a cerut încă o dată ca țările vecine Ucrainei să doboare dronele și rachetele lansate în apropierea graniței. De altfel, nu este pentru prima oară când astfel de cerințe sunt lansate, dar până acum doar Polonia pare să fie cam singura țară convinsă să facă acest lucru. Doi polițiști din Argeș sunt acuzați că înșenau accidente rutiere pentru a încasa banii din asigurări. Nu singuri, ci cu un inspector de daune care le era complice. Unul dintre agenți a fost reținut, iar celălalt este liber, sub control judiciar. Mergem la corespondentul nostru, Mariana Zaharia, cea care are toate informațiile. Te ascultăm, Mariana. Bun găsit, anchetatorii au descoperit 20 de persoane care s-au constituit într-un grup infracțional organizat pentru a obține daune de la așa zise accidente rutiere. Printre aceste persoane se numără și doi agenți de poliție. Unul dintre agenți a fost reținut ieri și urmează ca procurorii să decidă ce va urma în continuare pentru el. Este vorba despre un subofițer cu ștate vechi în poliție și care face parte chiar din poliția rutieră. Împreună cu un alt coleg, cu un inspector de daune și cu alte persoane, simulau accidente rutiere, apoi cereau despăgubiri pentru ele. Au reușit astfel să obțină din 2022 și până acum peste 100.000 de lei. Lista acuzațiilor făcute de anchetatori este una lungă, de la constituirea în grup infracțional pentru înșelăciune, dar și pentru fals intelectual, fals în înscrisuri. Toți cei 20 deci urmează acum să fie cercetați. Protest al medicilor în fața guvernului pentru a face scut în fața celor două doctorițe de la Spitalul Pantelimon anchetate pentru omor cu premeditare. Medicii susțin că nu-și mai pot efectua activitatea în condiții normale din cauza celui mai mare scandal din medicina românească. Ambele doctorițe, vă reamintesc, sunt cercetate în libertate după ce au fost acuzate că ar fi scăzut intenționat doza medicamentului vital în cazul unui pacient de la terapie intensivă. Mergem la corespondentul nostru, Cristina Ștefan, cea care vine cu informații de ultimă oră. Te ascultăm, Cristina. Bine v-am găsit! Medicii din ambulatoriile de specialitate se plâng că a fost afectat întreg sistemul medical după arestarea celor două doctorițe de la Spitalul Sfântul Pantelimon. Din acest motiv vor să iasă în stradă pentru a-și apăra demnitatea și profesia de medic, spun inițiatorii acestui meeting. Aproximativ 1.000 de persoane ar putea lua parte mâine la această acțiune organizată în Piața Victoriei. Între timp, sunt noi audieri astăzi la tribunal
Tribunalul București a fost chemată din nou pentru a da explicații asistenta Mariana Călincea, care a fost cercetată și pentru mărturie mincinoasă și care se află în prezent sub control judiciar. Din motivarea Curții de Apel București am văzut că cele două doctorițe au fost eliberate în data de 20 august fără nicio măsură preventivă, pentru că nu au fost strânse suficiente dovezi, probe care să susțină acuzațiile de omor cu premeditare. Referitor la pacientul de 54 de ani care ar fi murit după ce i s-ar fi scăzut intenționat doza de noradrenalină, magistrații spun că pacientul a murit în rezerva 8, iar poza pe care asistenta a făcut-o la injectomat era de fapt din salonul 6. Cele două doctorițe au transmis foarte clar în fața judecătorilor că sunt nevinovate și că au respectat protocoalele medicale. Un comisar șef de poliție, adjunct al șefului IPJ Dâmbovița, este urmărit penal de Direcția Națională Anticorupție. Șeful din poliție este acuzat că acoperea un infractor care avea mandat european de arestare. Mergem la corespondentul nostru, Delia Olaru, cea care are toate informațiile. Te ascultăm, Delia. Bine, v-am găsit. Potrivit procurorilor de la Direcția Națională Anticorupție, în perioada iulie-august 2023, adjunctul șefului de la Inspectoratul Județean de Poliție Dâmbovița ar fi ținut legătura prin intermediul telefonului mobil cu o persoană care era cercetată într-un dosar penal. Acea persoană s-ar fi aflat în Spania și ar fi dat mai multe mesaje adjunctului. Era vizată într-un dosar deschis de procurori pentru ultraj asupra unui pompier. Acea persoană a fost reținută la vremea respectivă în Spania, i-au fost ridicate telefoanele mobile, acele telefoane au ajuns și în posesia anchetatorilor din România, a fost efectuată percheziția informatică și așa a fost descoperită legătura dintre cei doi. Spun procurorii de la Direcția Națională Anticorupție că numărul 2 din Poliția Inspectoratului Județean din Dâmbovița ar fi dat date importante către această persoană. L-ar fi ajutat să nu mai ia legătura cu anumite persoane și asta pentru că erau acceptate discuțiile, iar el ar fi putut să fie identificat cu ușurință. După verificări, după audieri, procurorii anticorupție au decis ca comisarul să fie plasat sub măsura controlului judiciar. Asta înseamnă că el nu are voie să părăsească țara, să intre în contact cu persoanele vizate în această anchetă și trebuie să se prezinte o dată sau de două ori pe săptămână în fața colegilor săi pentru a da cu subsemnatul. Casa Albă vine cu explicații după ce președintele Joe Biden și-a pus șapca de campanie a lui Donald Trump chiar la îndemnul unui susținător al Republicanului. A fost modalitatea prin care Biden a vrut să îndemne la unitate, spun reprezentanții Casei Albe. Vedem acest moment. And you're an old person. I know you wouldn't know about that. What? I'm being old. No, I know. All right. I'm a young timer. You know, he reminds me of the guys I grew up with. There was always one in the neighborhood. Yeah. Well, I'm the only one. There you go, man. I need that hat. You want my autograph? Hell no. There he goes. Yeah. 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 Hey, I'm proud of you now. Just remember, no eating dogs and cats. Peninsula Crimea, anexată de Rusia în 2014, ar trebui returnată Ucrainei, este anunțul făcut de președintele Turciei, Recep Tayyip Erdoğan, care susține că Moscova are această obligație. Vedem declarația. The annexation of Crimea, which Turkey opposes and did not recognize from day one, has deepened their suffering. Our support for Ukraine's territorial integrity, sovereignty, and independence remains unchanged. The return of Crimea to Ukraine is a requirement of international law.
Magazinele vor fi obligate să semnaleze dacă un produs are un gramaj mai mic decât înainte, deși prețul a rămas la fel. Ordinul Protecției Consumatorilor a fost publicat în Monitorul Oficial, iar legea intră în vigoare din data de 10 octombrie. De cealaltă parte, retailerii avertizează că afișele vor duce, de fapt, la noi scumpiri, pentru că banii dați pe aceste afișe vor mări prețurile produselor. E taie din gramaj și zicea, păi e prețul același, păi e prețul. Dar dacă nu e gramajul, la fel ca și la pâine. Dacă iau 3 sferturi din pâine în loc de o pâine întreagă, nu e aceeași. Că omul oricum se uită când iau un produs. Și nu îl încălzește cu nimic. Că iau produsul și mă uit la el și nu mai are gramajul ăla, nu mă încălzește cu nimic. Păi știi să fac cu afișul? Mănânc afișul? E nevoie de semnalizare. Așa poți să citesc, nu? Adică vi se pare un ordin dat degeaba? Da, dacă vreau să citesc, cineva mi-a impus să nu citesc. De asta stăteam în drum, de aia nu mergea economie. Că nu mi-a dat eticheta, nu? Că mie mi se pare că eu îl fac de răspăl. Adică a venit cu un produs modificat, eu sunt atent, l-am fotografiat, am eu și imprimantă color, am și oamenii care să facă, prindem totul la raft și noi 30 de zile facem pe la de râs. Dar cum am vorbit mai devreme, scădem prețul cu 2 bani, nu mai punem nimic la raft pentru că nici nu avem unde să le punem. Sau va modifica producătorul rețeta. Mai mulți polițiști au fost atacați, înjurați și amenințați de rudele unui adolescent de 14 ani prins în timp ce conducea o mașină pe contrasens. Una dintre rude a îmbrâncit un agent și chiar a aruncat cu pietre în auto specială. Patrule de poliție, dar și jandarmii au intervenit la locul scandalului, iar tatăl băiatului prins fără permis la volan a fost dus la audieri. Echipaj format din 4 persoane, dintre care un miliardar și o ingineră, tocmai a încheiat prima misiune spațială ce are civil drept protagoniști. Scopul misiunii SpaceX a fost de a testa costumele realizate de compania lui Elon Musk, costume spațiale, vedem imaginile. Dragon SpaceX mission complete. EV1 return to seat. And EV1 copy, transitioning back under the display. Un pompier din Vaslui este anchetat de procurorii militari după ce a pozat subiectele la sesiunea de toamnă a bacalaureatului, care astfel au ajuns pe internet chiar în timpul examenului. Poliția anunță că pompierul a intrat cu o cameră ascunsă în sală la proba de limba și literatura română. Mergem la corespondentul nostru, Paul Ciurar, cel care vine cu informații despre această anchetă. Te ascultăm, Paul. Bun găsit! A pornit un adevărat scandal atunci pe 19 august, când subiectele de la limba și literatura română au ajuns pe internet, iar cei de la Inspectoratul Școlar împreună cu poliția au început o anchetă pentru a desluși ce s-a întâmplat acolo de fapt. Se pare că angajatul MEAI, care este angajat la ISU Vaslui, trebuia să susțină proba la limba și literatura română, ar fi intrat cu o cameră mică în sala de examinare, a trimis subiectele către o altă persoană care ar fi trebuit să rezolve acele subiecte și să transmită rezultatele audio. Însă acea persoană a postat mai departe informațiile pe internet. Astfel, subiectele au ajuns în spațiul public la mai puțin de o oră de la începerea examenului de bacalaureat. Trebuie să subliniem faptul că acum bărbatul, angajatul MEAI, este cercetat pentru divulgare de informații clasificate secret de serviciu sau informații nedestinate publicității, iar acum el este anchetat de procurorii militari de la parchetul militar Iași. Practic, el va trebui să răspundă în fața procurorilor militari pentru ceea ce a făcut, atât el cât și complicele său, care a divulgat mai departe pe internet aceste subiecte de la bacalaureat. Paul, îți mulțumesc pentru această intervenție. O fostă finalistă, Miss Elveția, a fost ucisă de soț chiar în propria casă. Modalitatea cumplită în care a acționat criminalul i-a șocat până și pe anchetatori. Jurnalistul Antena 3 CNN, Nati Badea, are toate informațiile. Te ascultăm, Nati.
Bun găsit tuturor! Anchetatorii elvețieni au reușit să reconstituie întreaga întâmplare în urma căreia finalista la Miss Elveția și modelul Cristina Ioximovici, în vârstă de 38 de ani, a decedat. Ei bine, este vorba despre o crimă șocantă care a impresionat și pe cei mai experți criminaliști și care are amănunte atât de îngrozitoare încât nu pot fi redate la televizor. Femeia a fost găsită moartă lângă Basel, în Elveția, de către soțul ei, Thomas, în vârstă de 41 de ani, care inițial le-a spus anchetatorilor că a găsit pe aceasta moartă și că i-a dezmembrat cadavrul în spălătorie pentru că inițial s-a panicat. La o lună după, bărbatul și-a mărturisit fapta și a susținut în fața anchetatorilor că și-a ucis soția, dar a mai spus că a fost în legitimă apărare pentru că aceasta îl atacase cu un cuțit. Totodată, el a cerut eliberare din arest la Tribunalul Federal din Lozan, dar instanța i-a respins recursul. Anchetatorii au stabilit că femeia fusese strangulată înainte de a deceda. De asemenea, un raport medico-legal a demonstrat că bărbatul nu a fost în legitimă apărare, așa cum a susținut el. Prietenii cuplului au fost șocați de întreaga întâmplare, pentru că cei doi păreau familia perfectă. Imediat la Decisiv, doamnelor și domnilor, o să fim în legătură directă cu ANM, o să vedem de ce se prăbușesc temperaturile în acest weekend și o să vedeți cum artistul Jon Bon Jovi a salvat o femeie de la moarte. Imagini de pe camerele de supraveghere. Ne întoarcem, rămâneți cu noi. Am revenit în direct la Decisiv cu o informație de ultimă oră. Alfred Bulai, profesorul anchetat pentru că ar fi agresat sexual studente, a fost pus în arest la domiciliu după ce a făcut infarct după gratii și este în legătură directă cu noi corespondentul nostru, Ana Ciuvică, cea care are informații despre această decizie de ultimă oră. Te ascultăm, Ana. Bună ziua, Cătălina, bine v-am regăsit. Vorbim despre o decizie definitivă, așadar, dată în urmă cu doar câteva minute de către magistrații Tribunalului București. Alfred Bulai nu mai este arestat preventiv, este în schimb arestat la domiciliu. Are mai multe obligații, bineînțeles, trebuie să se ducă la organul de urmărire penală de câte ori este chemat, nu are voie să iasă de la adresa stabilită și, de asemenea, nu poate vorbi direct sau indirect cu părțile vătămate din dosar sau cu martorii, însă știm că Alfred Bulai este în aceste momente internat la Spitalul Militar. Este foarte posibil ca tocmai această internare să fi contat foarte mult pentru judecătorii care au decis să le elibereze din arestul preventiv. Urmează să vedem însă în momentul în care va fi externat, pentru că atunci când va fi externat nu se va mai întoarce în arestul central, ci va merge la locuința lui. De asemenea, bineînțeles, în 24 de zile, 23 de zile, pentru că atât a mai rămas din această pedeapsă de 30 de zile, este posibil să se judece din nou aceste lucruri și el să meargă în arest preventiv, însă urmează să vedem toate aceste detalii. Cert este că pentru moment este o decizie definitivă. Magistrații de la Tribunalul București au decis că Alfred Bulai va sta în arest la domiciliu după ce va fi externat. Ana, îți mulțumesc pentru aceste informații. Ciclonul islandez care face ravagii în sudul și centrul Europei lovește România. Meteorologii au emis deja cod roșu în Germania, Cehia, dar și în Polonia. Vedem imaginile. În legătură directă cu noi este doamna Elena Mateescu, director general ANM. Mulțumesc, doamna Mateescu, pentru intervenție. În weekend înțeleg că temperaturile vor fi mai mici decât în prezent, chiar și cu 10 grade. Chiar și mai mult dacă luăm în considerare valorile care se vor apropia în continuare, mai ales în partea de sud, sud-vest a țării, de 30-31 de grade Celsius. Cele mai coborâte valori se vor semnala începând de sâmbătă, în sud-vest, în vest, în nord-vest și vom vorbi de maxime cel mult 12-14 grade Celsius, în timp ce în sud-est se vor mai apropia posibil de 22 de grade Celsius, inclusiv în capitală o maximă mai coborâtă,
18-19 grade. Răcirea va fi de interes cel puțin până la mijlocul săptămânii viitoare, astfel încât weekendul viitor să vină din nou cu valori apropiate de pragul unei zile de vară, 25 de grade Celsius. Trebuie să menționăm și precipitațiile, dacă astăzi și mâine o ameliorare în ceea ce privește aria și cantitățile precipitațiilor semnalate comparativ cu ultimele 24 de ore cu ceea ce s-a întâmplat în partea de sud-est a României. De mâine în continuare contăm și mai ales în weekend de noi cantități semnificative, 20-25 de litri pe metru pătrat izolat, 30-40 de litri pe metru pătrat, cu o arie de extindere în cea mai mare parte a țării. Mulțumesc, doamna Matescu, pentru această intervenție. Gafa uriașă a președintelui american Joe Biden, liderul de la Casa Albă, a declarat că se pregătește, citez, să facă 11 septembrie. A fost, de fapt, exprimarea nefericită prin care Biden a anunțat că participă la comemorarea celor uciși în atacurile teroriste din 2001. I'm going up to my granddaughter's birthday in New York. Then we're going to watch a debate. And then tomorrow I'm doing 9/11. Taylor Swift și-a îndemnat fanii majori să meargă la votul pentru Casa Albă. Apelul cântăreței, lansat chiar de pe scena premiilor MTV, a venit după ce și-a anunțat cei 284 de milioane de urmăritori de pe Instagram că va vota cu democrata Kamala Harris. În replică, republicanul Donald Trump susține că Taylor Swift nu va mai vinde albume din cauza acestei decizii. And the fact that this is a fan voted award and you voted for this, I appreciate it so much. And if you are over 18, please register to vote for something else that's very important coming up, the 2024 presidential election. I love you all so, so much. Thank you for this moment. Protest cu mii de oameni în fața Congresului din Argentina după ce președintele a blocat creșterea pensiilor. Pensionarii s-au luat la bătaie cu forțele de ordine din Buenos Aires. Vedem imaginile. Regele Charles a devenit protagonistul unui moment inedit după ce echipa națională de rugby feminin a Noii Zeelande i-a cerut o îmbrățișare. Sportivele au postat imaginile pe Instagram cu descrierea "Îmbrățișări pentru majestatea sa". Vedem imaginile. O furtună tropicală extrem de puternică a făcut ravagii în America de Nord, sute de case au fost inundate, iar în sudul țării mai multe tornade au pus la pământ copaci și linii electrice. Peste 1000 de persoane au fost evacuate, iar alte 400.000 au rămas fără curent. Autoritățile au emis mai multe alerte și au sfătuit pe oameni să nu iasă din case. In the Morgan City, provides that area a bit of
Artistul american John Bon Jovi a salvat o femeie de la moarte atunci când aceasta se pregătea să se arunce de pe un pod din Tennessee. Bon Jovi se afla cu o asistentă de producție pe podul pietonal pentru a filma un videoclip în momentul în care a observat că tânăra vrea să-și pună capăt zilelor. Camerele de supraveghere din zona au surprins momentul în care Bon Jovi se apropie cu grijă de femeie și reușește să o readucă în zona sigură. În final s-au îmbrățișat și au făcut și poze. Imediat la decisiv, doamnelor și domnilor, o să vedeți un sondaj de ultimă oră. Cine va intra în turul al doilea al prezidențialelor? Pentru că sunt date de ultimă oră și o să vedeți de ce Marcel Ciolacu îl atacă frontal pe Mircea Geoană și spune despre acesta că încerca să aducă grupuri mafiote la conducerea Partidului Social Democrat. O să vedeți de asemenea de ce profilerii spun că asasinul în serie de pe litoral este cel mai sângeros criminal din România de după 1989 și o să vedeți această decizie istorică pentru că lucrurile se complică dacă Statele Unite ale Americii permit Ucrainei să folosească arme cu rază lungă pe teritoriul Rusiei. Moscova spune că va lovi nuclear o singură țintă, o singură țară, fără a declanșa un război nuclear total. Ne întoarcem la decisiv. Rămâneți cu noi! Doamnelor, domnilor, este ora 17, urmăriți decisiv și la această oră, doamnelor și domnilor, o să vedeți de ce spun profilerii că asasinul de la mare, asasinul în serie, este cel mai sângeros criminal de după Revoluție în România. În momentul de față, anchetatorii caută și alte indicii, există posibilitatea să existe și alte victime, nu doar cele două tinere care au fost omorâte de acest individ. Și o să vedeți ce indicii au anchetatorii în aceste momente. O să fim în legătură directă imediat cu Sorin Ovidiu Bălan, jurnalist de investigații, cel care se ocupă de această anchetă, o urmărește. De asemenea, o să vedeți un sondaj de ultimă oră. Cine intră în turul al doilea al prezidențialelor? Știți că în ultima perioadă au ieșit în spațiul public foarte multe sondaje și o să vedeți că cele mai multe dintre ele mențin această ordine. Însă este un candidat care, efectiv, potrivit acestui sondaj, se prăbușește, n-are nicio șansă să ajungă în turul al doilea. De asemenea, o să vedeți un atac frontal pe care Marcel Ciolacu îl face la adresa lui Mircea Geoană. Atenție, Mircea Geoană râde de Marcel Ciolacu, cel care recunoaște că are profesor de economie, are profesor de engleză, iar Mircea Geoană îl ironizează pe Marcel Ciolacu. O să vedeți ce spune Marcel Ciolacu după ce Mircea Geoană l-a ironizat. O să vedeți de asemenea că potrivit unei ordonanțe de urgență date de Guvernul României, demnitarii devin un fel de asistat social. Pentru că cei care stau în case de la REAPPS, adică în acele case date de stat, acolo demnitarii nu vor mai plăti nici chirie, nici întreținere, nimic din dotarea acelei locuințe, pentru că toate aceste cheltuieli vor fi susținute de stat. Întrebare. Într-o perioadă în care statul se chinuie să atragă bani la buget, statul, același stat, dă bani demnitarilor ca să-și plătească chiria și întreținerea? Ce urmează după acest lucru? Și o să vedeți o decizie istorică. Statele Unite ale Americii vor permite, așa arată toate indiciile, ca Ucraina să folosească arme cu rază lungă pe teritoriul Rusiei. Vine o amenințare fără precedent din partea Moscovei. Un consilier al lui Putin spune că dacă lucrurile acestea se vor întâmpla, o țară va fi atacată nuclear fără a exista un război mondial nuclear și o să vedeți imediat cum arată această amenințare. Însă începem, doamnelor și domnilor, spuneam, cu o remarcă extrem de importantă făcută de anchetatorii de la Constanța, acolo unde știți foarte bine un individ a ucis două tinere. Există indicii în momentul de față, anchetatorii suspectează că ar mai fi și alte victime, însă profilerii care au studiat comportamentul acestui prădător, acestui ucigaș, spun că este cel mai sângeros criminal din România de după Revoluție. Haideți să vedem mărturiile celor care au găsit trupul celei de-a doua victimă, o tânără care a fost abandonată pe un câmp. Ce ați văzut? Un corp, un cadavru. Cât era de departe? Pe prima dată era lângă șanț,
Deci mie când am întors de la Siloni la vreo oră și ceva, era tras mai încolo, vreo 7 metri de la șarfă. Dar cum v-ați dat seama că e vorba de un cadavru? Păi se vedea scheletele, se vedea picioarele. Ce ați văzut? Era un cadavru întins de... de câini. Era de șacal. De șacal, da, mâncat și era întins pe arătura asta aici. Iată-l ăla cunoscut. S-a întâlnit la un peco, la urmă, astăzi că l-a găsit de pe... având un Volkswagen băiatul de vânzare, s-au întâlnit la acea mobilia și la urmă la un peco. S-au întâlnit și a spus că el ar avea mașina de vânzare și copilul meu deja o avea tot la vânzare. El vroia să cumpere mașina sau să-i vândă mașina aceea de Timișoara? Nu prea pot să spun eu multe, ținând cont că ancheta este... Deci în ce am declarat și băiatul ce a declarat, trebuie să fie lucruri confidențiale. Și mergem la jurnalistul de investigații, Sorin Ovidiu Bălan, cel care urmărește îndeaproape această anchetă. Sorin, de ce spun profilerii în acest moment că avem de-a face cu cel mai sângeros criminal din România de după Revoluție? Noi am tot umblat astăzi în, să, hai să-l numesc așa, terenul lui de vânătoare. Adică zona situată între Sarichioi, între Mihai Viteazu, zona asta unde a fost găsit și cadavrul și unde este semnalat, unde a avut loc și accidentul, și el a fost semnalat în mai multe rânduri, inclusiv atunci când a vrut să vândă mașina pe care a luat-o de la cea de-a doua victimă. Ați auzit discuția pe care am avut-o cu cel care a vrut să o cumpere. Este fără discuție un criminal sângeros, nu știu dacă este cel mai sângeros din ultimii 30 de ani, dar este un criminal lipsit de orice fel de scrupul, un om care acționează fără niciun fel de empatie, fără... El are un modus operandi deja care a fost stabilit de către anchetatori și asta este foarte important. De ce este important? Pentru a vedea dacă mai are și alte victime. Modus operandi este următorul. Își urmărea paginile specializate de unde racola victimele, care erau escorte în general. Ei bine, după ce își stabilea victima, o suna, stabilea o întâlnire cu ea și după aceea o lua și o omora. O omora, urmează să vedem cum. Noi pe informațiile confidențiale am aflat că le strangula. Nu avem confirmarea oficială de la medicii legiști. De ce este important acest lucru? Pentru că mai sunt escorte care au lucrat pe litoral și care sunt date dispărute, despre care apropiații sau familiile încă nu știu. Și nu știm dacă vor fi incluse sau nu în cercul victimelor acestui criminal. Sorin vorbea ieri... O să stabilească și legiștii, pentru că... Vorbea ieri de patru posibile victime. Spui că acum încearcă să vadă dacă în această perioadă există persoane dispărute în aceleași condiții ca să facă o legătură cu acest individ. Se merge pe această variantă sau se caută indicii pentru încă patru victime? Sigur că da. Deci astăzi nu a fost o zi foarte spectaculoasă, așa cum a fost ieri sau alaltăieri, spre exemplu, dar a fost o zi extrem de meticuloasă în care, în afară de cele patru victime, patru presupuse victime despre care am aflat ieri și despre care se fac deja cercetări amănunțite, polițiștii, anchetatorii au luat fiecare personaj cu semn de întrebare, fiecare escortă și încearcă să stabilească dacă mai este în viață, dacă există undeva, dacă a fost dată dispărută sau nu, atât în Constanța cât și în județele limitrofe, dar și în restul țării. Deci gândiți-vă că este o muncă titanică ceea ce se face, pentru că, repet, lucrurile nu sunt deloc simple, mai ales că trebuie probat fiecare amănunt. Cred eu, dacă
dacă vreți, din experiența pe care o am, cred că avem de-a face cu un criminal în serie care n-are niciun fel de empatie, niciun fel de scrupul, ba încă este un criminal de tip, un infractor de tipul celor care dau lovituri mari. Deci el nu era un spărgător de case sau un de-asta care fura buletine. Ataca victimele pentru a le deposeda de mașini, de haine scumpe, de bijuterii, adică loviturile pe care le dădea să-i aducă repede și foarte mulți bani. În special este vorba despre mașini. După foarte cum ai văzut, o mașină l-a și dat de gol, accidentul acela. Absolut, am văzut și imaginile. Foarte importante aceste date. Mulțumesc, Sorin Ovidiu Bălan, pentru această expertiză și aceste informații aduse în exclusivitate. Vreau să mergem mai departe, doamnelor și domnilor, pentru că este un sondaj de ultimă oră și toată lumea se întreabă, evident, în aceste zile, cine sunt candidații care vor ajunge în turul al doilea. Este o bătălie uriașă și este un sondaj dat pe piață de USR. Imediat o să-l prezint, însă vreau să-i prezint pe invitații mei la această oră. Este aici domnul Bogdan Ciucă din partea PUSL, Mugur Ciuvică, președintele grupului de investigații politice. În legătură directă cu noi este Adrian Cosma, deputat PNL, este domnul Gheorghe Alomițeanu, fost ministru de finanțe, și domnul Marius Luican, care este, face parte din platforma România Renaște, platformă ce îl susține pe Mircea Geoană la prezidențiale. Haideți să vedem acest sondaj care arată așa. Pe primul loc este Marcel Ciolacu cu 21,9%, Mircea Geoană pe locul al doilea, 17,8%, Elena Lasconi, 16,3%, George Simion, 14,9%, Diana Șoșoacă, 12,9%, Nicolae Ciucă, 5,9%, pe locul al șaselea. Domnule Cosma, aș vrea să încep cu dumneavoastră, pentru că săptămâna trecută am văzut un sondaj PNL unde domnul Ciucă era pe locul al doilea. USR îl dă pe locul al șaselea. Acestea sunt niște încercări de manipulări care evident că nu merg cu partidele mari. Ele se fac la toate rândurile de alegeri, s-au făcut mereu și se vor face în continuare. Eu rămân la concluzia că Partidul Național Liberal nu are cum să rateze intrarea în turul 2, pentru că nimeni nu poate genera o emoție care să surmonteze logistica unui partid mare, structurile unui partid și aleșii locali, armata de aleși locali care până la urmă luptă într-un partid, pentru că sigur, așa e frumoasă democrația și se manifeste prin partide politice, prin coeziune de echipă. Deci, spuneți că nu este nicio șansă ca domnul Nicolae Ciucă să nu intre în turul al doilea ca urmare a voturilor aduse de partid. Nu există și vă dau un exemplu. În 2019, pe doamna Dăncilă, toată lumea spunea că nu are cum, nu poate intra. Uite că a intrat în turul 2, chiar dacă unii PSD-iști nu au votat-o. Și cu toate astea a intrat în turul 2. Deci nu există la partidele mari... PSD e PSD, PNL e PNL. Lucrurile sunt un pic diferite. PNL are 1200 de primari, Partidul Național Liberal are 1200 de primari astăzi, are structuri în fiecare cătun din țara asta și evident că această logistică nu poate fi surmontată de nicio emoție care ar putea o genera, nu știu cine să genereze acea emoție. Noi venim cu un program destul de clar și domnul Ciucă cred că este unul dintre candidații, singurul candidat care până la urmă are o carte de vizită foarte bine pusă la domnule Ciuvică, în toate sondajele pe care le-am văzut, singurul ordinea oarecum se menține. Singurul care apare pe niște locuri ciudate, baie pe 2, baie pe 5, baie pe 2, baie pe 6, este domnul Nicolae Ciucă. Doar în cazul domniei sale, că în rest cam așa arată, plus minus un loc. Nu știu de locuri. Sondajul ăsta e o glumă proastă useristă. Dar, bine, asta e un pleonazm, că n-are cum să fie o glumă bună useristă. Dacă e userist, e o glumă proastă. Și nu are niciun Dumnezeu sondajul. Eventual, un schimb și de procente între Lasconi și Ciucă ar avea sens. Adică Lasconi, Hodorong, Tronc de la Câmpul Lung ia dublu față de cât a luat partidul la alegerile de acum 3 luni, iar Ciucă ia un sfert din cât a luat partidul lui în urmă cu 3 luni. Hai să fim serioși. Și casa de sondare de asta, Verified, ceva se cheamă, a dat numai
băzneli și la locale, a dat niște scoruri aberante și asta. Este și domnul Mihai Ghigiu, care deci, este președintele Cancelariei Premierului. Hai să vedem totuși și niște sondaje serioase. Bun, domnule Luican, dumneavoastră, cum aveți sondajele? Tot cu domnul Ciolacu și domnul Joan în turul al doilea? Eu aș spune două lucruri. Dacă aș spune că Mircea Joana este number one și este de un an și jumătate, probabil că nu m-ați crede pentru că ați considera că susțin poziția domnului Joana. Dar mie mi-a atras atenția altceva. Mie mi-a atras atenția discursul primului ministru în una dintre emisiunile de la televiziunea dumneavoastră, în care a făcut o afirmație foarte interesantă pentru prima dată. A spus, în cazul în care voi fi președintele României, voi cere, puterea. Și am cerut deja colegilor mei, să împărțim puterea și să numesc un prim-ministru de la alt partid. Da, o secundă doar că ați comis o mică eroare. În niciun caz n-a spus pentru prima dată. Prima dată a spus asta la congresul PSD de acum 3 săptămâni sau o lună și de atunci spune cel mai rar o dată la 2 zile, dacă nu de câteodată și de 2 ori pe zi lucrul ăsta, ca să-l înțeleagă toată lumea. Vreau să vă arăt o declarație făcută de Marcel Ciolacu. Există această recunoaștere, domnul Ciolacu recunoaște că are profesor de economie, că are profesor de engleză. Spune că nu este rușine să recunoască, că vrea să se perfecționeze. Domnul Joană vine și spune așa: nu vreau să fiu în situația în care, cum recunoaște un alt candidat ieri, care are nevoie să ia meditații la economie, meditații la limba engleză, mâine poi mâine, meditații la politica externă. Că dacă ești corigent la mai multe materii, eu știu că pe vremuri când erai corigent la mai multe materii, rămâneai și repetent. Asta este replicată de Mircea Joană. Vine acum Marcel Ciolacu și vorbește despre Mircea Joană și despre niște grupuri mafiote. Haideți să vedem declarații. Domnul Joană a făcut ușoare ironii la adresa dumneavoastră după ce ați spus că luați meditații la engleză și economie, spunând că pe vremea domniei sale, când era în școală, doar cei care picau anul, ca să zic așa, apelau la astfel de meditații. Repetenții, a spus domnia sa. Cum comentați? Îmi cer scuze, n-am fost repetent. Cred că e exagerat. A spus că... Asta e părerea mea. Cred că e exagerat. Și e cazul să... Vadă, eu îi urez succes, dacă vrea, eu îi amintesc și ce a făcut în PSD, și cu ce grupuri mafiote a vrut să fie președintele României, n-am nicio reținere. Da, până atunci, părerea mea, își vadă. Domnule Ghigiu, ce grupuri mafiote a încercat domnul Joană să aducă la conducerea PSD, așa cum spune domnul Ciolacu? Nu știu despre ce grupuri mafiote este vorba, dar cred că domnul Joană nu e niciun caz în măsură să dea lecții, mai ales că dacă mi-amintesc că un om de afaceri, nu de cea mai bună reputație, ne spunea acum ceva timp că îi dădea meditații la economie domnului Joană, că n-avea pregătirea necesară. Deci aș păstra tonul puțin mai jos în locul domnului Joană, nu cred că e cazul să dea lecții. Cine este acel om de afaceri? Domnul Sorin Ovidiu Vântu, nu? Cred că ne amintim cu toții, care a spus de mai multe ori că îi dădea lecții de economie domnului Joan. Domnule Luican, vă rog. Toate acuzațiile PSD-ului din ultimul timp și mai ales cele din ultimele zile sunt tot felul de subiecte cărora li se creează, li se recrează notorietate după 15 ani de zile pe niște subiecte nedovedite, pe niște acuzații. Adică aici vorbim despre un prim-ministru care recunoaște că ia meditații la engleză. E bine, e rău, asta să judece electoratul. Versus o afirmație a domnului Sorin Ovidiu Vântu, care nu e credibil absolut deloc, de cu ani în urmă, pe niște lucruri care s-ar fi întâmplat acum 15 ani. Domnule Can, cred că românii vor judeca calitatea actului guvernamental a domnului prim-ministru și nu... Pentru că tot am ajuns aici. Cu siguranță oamenii sunt interesați... Imediat. Oamenii sunt interesați de cum văd acești prezidențiabili candidați la alegerile prezidențiale România în următorii 5 ani. Dincolo de aceste atacuri firești într-o campanie electorală de această dimensiune, oamenii sunt interesați să vadă dacă există proiecte de țară. Pentru că până la urmă, după această campanie, România trebuie condusă în următorii 5 ani de un președinte care efectiv să știe ce să facă în acea funcție.
Vreau să vedem declarațiile făcute de Mircea Geoană, Marcel Ciolacu, Elena Lasconi, pentru că toți sunt concentrați pe zona economică. Mircea Geoană spune că va fi cel mai pro-business președinte din istoria României. Domnul Ciolacu vorbește despre venituri mai mari, despre fabrici și uzine noi înființate, construite de la zero. Doamna Lasconi vorbește despre taxe zero la salariu pentru anumite categorii de români. Să vedem declarații. Nu ai cum să ignori China. Trebuie să faci comerț, nu neapărat în zonele sensibile, dar este mult business de făcut. Deci, pace, securitate, bună funcționare a instituțiilor statului pentru educație, sănătate, pentru tot ce înseamnă bunul mers. Și Mihai spune asta în cel mai liberal sens al termenului, să facem rost de bani. Trebuie bani. Trebuie crescută economia. Trebuie ajutați antreprenorii români. Trebuie să fie pline avioanele președinților și primii noștri viitori de oameni de afaceri din România care să mergem cu ei, să batem la ușă, să câștigăm contracte și licitații, să aducem bani în țară. Eu cred că acum politica nu este despre stânga și despre dreapta. Nu este despre atribuțiile președintelui, care sunt unele limitate. E siguranța națională, e comandantul suprem al armatei și zona de externi. Eu cred că în această perioadă totul este despre economie și despre capacitatea de a crea din România un hub regional, având toate premizele pentru acest lucru. Trebuie să scădem taxele oamenilor, taxele la micii antreprenori. E ceva foarte rău ce se întâmplă și plătim o grămadă de bani pentru credite cu dobânzi foarte mari. Deci e important pentru că la anul va fi 2008, nu va fi 2025, va fi 2007-2008. O să fie foarte adică rău. Începutul crizei? Da, o să fie foarte rău din punct de vedere economic. Se ascunde lucrul acesta pentru că este an electoral. Mințeanu, întrebarea este, pentru că așa sună bine, totul sună bine, întrebarea este ce poate fi realizat, pentru că, de exemplu, se întâmplă, mă rog, așa cum e povestirea aia, pildă aia în care rabinul dă dreptate tuturor, pot să spun și eu, și tu ai dreptate și tu și tu. Și economia, evident, este o preocupare puternică pentru cei care candidează. Acum, proiecte de țară, într-o formă sau alta, mai articulată, mai, cu accente mai puternice pe un domeniu sau alta, vor avea și toți candidații. Știți ce mi-a atras mie atenția? Declarația de care se vorbea puțin mai devreme, ca un candidat să spună, domne, ajung acolo, dar împart puterea. Să creez un echilibru între președinție și guvern. De ce vă spun asta? Pentru că, în general, așa ne-am obișnuit în România. Acești candidați, toți, s-au bătut să obțină puterea maximă, completă și care sufoca orice, această putere și modalitatea de obținere sufoca proiectul. Dați-mi un exemplu de președinte care a ajuns în acea funcție, a zis, domne, am prea multă putere, partidul meu să mai stea vreo 5 ani la coadă. Ceea ce vreau să spun eu este următorul lucru. Asta este doar o promisiune de campanie electorală sau chiar se va întâmpla? E greu să pentru mine e greu să cred că e doar o promisiune electorală, pentru că este publică, repetat, obsesiv, pare un proiect definitiv al candidatului. Și pentru că, eu vă spun, nu vă cer să mă credeți, o să constatăm cu toții peste 3 luni, e o regulă de 20 și ceva de ani. PSD-ul în România, de la Iliescu și Năstase, nu mai dă în același timp și președintele și primul ministru. Nu s-a întâmplat până acum. În sensul ăsta, cred că spune domnul Ciolacu, care cunoaște această regulă. Dar aș avea un mic amendament, așa, o întrebare și pentru distinși participanți și reprezentanți ai partidelor. Totuși, știe și un copil de grădiniță din România, că a auzit de la părinți, de la asta, domne, de economie în România se ocupă guvernul, nu se ocupă președintele în niciun fel. Da, domnule Ciuvică, dar știți foarte ce bine. Ce economie face acolo? V-am spus, face economie. Băsescu îl trimitea pe Boc. Păi da, pentru că avea un aghiotant acolo pus pe Boc, dar pe Tăriceanu nu-l trimitea. Sau după aia pe Ponta. Și Iohannis vorbea despre clopoială bugetară când nu era treaba. Da, și vorbea și rămânea cu vorbitul.
Președintele a avut un rol, Băsescu, care a fost un dictator securist, că l-avea și pe Ialomițeanu la finanțe și pe Boc la guvern. Normal că le dicta ăstora ce să facă și ăștia făceau. Dar nici Băsescu cu Ponta, nici Iohannis cu Dragnea și cu guvernele lui Dragnea nu au și-au impus vreo măsură economică. Nu au cum. Nu au cum din punct de vedere constituțional. Dar poate să influențeze decizia. Vă rog, Ialomițeanu și apoi domnul Ghigiu, vă rog. Domnul Ciuvică, sunteți pe arătură. Deci ia ziceți, domnul Ialomițeanu, dumneavoastră. Eu v-am lăsat. Haideți, vă rog. Și președintele Iohannis, când n-a fost de acord cu reducerea contribuțiilor sociale pe timpul lui Ponta, s-a modificat. Doi, noi am avut un parteneriat cu președintele. Nu ați fost slugile lui Băsescu, n-ați avut niciun parteneriat cu nimeni. Ăla nu-i parteneriat, erați sclavii lui Băsescu, nici măcar slugile, că slugile sunt o treaptă deasupra. Haideți, vă rog, pe rând, domnilor. Pentru că domnul Tăriceanu a lăsat țara aproape de faliment. Și și-a asumat. Iar acum spunea domnul ministru de la Cancelarea Primului Ministru. Păi ce guvernare bună când datoria s-a dublat? Când deficitul e 8%, asta e guvernare? Și îmi pare rău că ia lecții de meditații de la doi profesioniști care merg pe măsuri de stânga, pe generarea de inflații și pe majorarea salariilor din fix. Ia lecții de meditații, a zis? Domnul Stolar că a crescut salariul mediu prin majorarea salariilor din pix, a salariului domnule minim. Ghigiu, să vă răspundă și domnul Ghigiu. Două comentarii scurte, dacă îmi permiteți. Primul se referă la atributul președintelui economic. Președintele Ciolacu, încă la momentul lansării, a vorbit de un proiect de PNL-PSD să rămână stabile la guvernare și un președinte de stânga. Asta înseamnă că va avea instrumentele încât acest plan, această viziune economică pentru România să fie pusă în practică. Referitor la deficit, ce zicea domnul Ialomițeanu, cred că ar fi bine să ne uităm pe ce s-au dus banii din deficit. Dacă unde pe timpul, dacă pe timpul dumneavoastră s-au dus pentru... Dacă pe timpul dumneavoastră s-a dus pentru salarii, vedem că astăzi avem... Pe timpul domnului Ialomițeanu s-au dus pentru Udrea, nu pentru salarii. S-au dus la dumneavoastră. Udrea s-au dus pe vremea aia și pentru toți șmecherii care s-au îmbogățit în criză în perioada aia. Domnule Ialomițeanu, vă rog. A băgat țara prietenul dumneavoastră, Trician. Și dumneavoastră, în criză fiind, ați umplut-o de bani pe Udrea și toată camarila lui Băsescu. Da? O informație de ultimă oră. Domnule Ialomițeanu, o secundă, vă rog. O informație de ultimă oră. Marcel Ciolacu, premier, candidat la prezidențiale, spune așa, că impozitul progresiv va fi discutat în reforma fiscală. Sunt recomandări de la Banca Mondială să intrăm, adică România să intre în impozitare progresivă. Nu înseamnă că vine peste companii cu această impozitare progresivă, cota unică trebuie să fie unică. Dacă o aplicăm acum, umblăm iarăși la impozitarea muncii. Impozitare progresivă pentru ce, domnule Ghigiu? Impozitare progresivă pentru muncă, adică la salariile mici, taxele să fie mai mici. Este o declarație pe care PSD o face de mai mulți ani și în care noi credem cu tărie și probabil este singura soluție. Taxarea forței de muncă este la un nivel uriaș, undeva la 47%. 42%. Așa. În momentul de față, impozitare progresivă ce înseamnă? Acum este 10%, 60. Da? Pentru salariile mici, să avem de a face cu o reducere a taxelor de diferite tipuri. Știu că am văzut niște simulări făcute de Banca Mondială și Fondul Monetar Internațional și erau și niște cote de impozitare progresivă de 35%. Nu s-a discutat încă de anumite, nu s-a reducem la 60%. Nu s-a discutat de anumite procente la acest moment, dar pentru PSD, în special pe zona de impozitare a muncii, scăderea impozitului și scăderea taxelor pentru cei care au venituri mici este o prioritate. Înseamnă reducere? Doamna Porumbel, dacă îmi permiteți, imediat. Înseamnă reducere, poate vorbim de impozitul regresiv. Confundați termeni. Impozitul progresiv înseamnă să fie raportat la anumite praguri, domnul ministru. Cred că sunteți ministru, a fost ministru finanțelor, cred. Păi da, progresiv înseamnă creștere de impozite. Nu. Asta e definiția. Dacă poate însemne creștere pentru anumite și scăderi pentru altă. Haideți să nu inducem lumea în eroare. Vă rog, domnule Cosma, pentru că programul PNL prevede menținerea cotei unice și fără taxe noi. Iată, domnul Ciolacu, premierul României, prezidențiabil, vorbește despre discutarea impozitării progresive în reforma fiscală cu care va merge guvernul la Bruxelles. Reducerea puterii de cumpărare a României. Vă rog.
Cu noi la masă PSD nu va lua o astfel de măsură și nici noi nu vom face parte din acel guvern care va impune acest impozit progresiv. Deci este clar. Mie mi se pare periculos că primul ministru ia meditații la economie și ne spune asta acum după ce a luat măsuri fiscale. După ce a guvernat un an jumate, domnule Costa. Un an jumate a guvernat. Până acum ne-a asigurat că se pricepe și așa ceva nu s-a mai făcut. Și acum aflăm că e ca și la bacul dumnealui. Omul încă ia meditații și ăsta e pericolul cu Ciolac. Nu a fost, nu este și nu va fi pregătit pentru a fi președinte niciodată. Asta a demonstrat că a devenit din greșeală prim-ministru al României. Românii trebuie să îndrepte această eroare politică care a propulsat în fruntea țării un băiat simplu care făcea covrigi în Buzău. Asta este realitatea. Din păcate, cartea de vizită și programul de țară a lui Marcel Ciolac se leagă de cei un an jumate de guvernare în care am avut criza cu azilele groazei, Sfântul Pantelimon, unde a trimis corpul de control și a secretizat raportul și a ascuns toată nenorocirea care s-a întâmplat acolo. Nu știu, procurorii va trebui să facă lumină. Dar la ce ai mai trimis corpul de control acolo dacă nu ne spui ce au găsit cei din corpul de control al primului ministru? Asta pe de-o parte. Legea pensiilor a făcut un haos. Doamna aceea de la pensie ar trebui să plece pentru că își bate joc în continuare de oameni. Iese cu comunicate dintr-o extremă în alta. Oamenii sunt în stradă pentru că o femeie care nu se pricepe a fost pusă ministrul la muncă. Îmi permiteți? Mă rog, domnule Ghigiu, imediat. Ok, domnule Cosma, eu mi-amintesc foarte bine cum a arătat situația macroeconomică a României după guvernarea de dreapta, dacă ne amintim cu toții. Oricum, de bine, de rău, azilele groazei despre care vorbiți, domnul Ciucă știu despre ele încă din luna februarie și nu a făcut nimic. Există sesizări la cabinetul domnului Ciucă, nu a luat nicio măsură în cazul azilelor groazei. Dacă ne uităm la Sfântul Pantelimon, este decizia procurorilor și a judecătorilor. Pare că până la acest moment n-ar fi elemente care să demonstreze altceva, iar dacă ne referim la pensionari, vorbim de 3,8 milioane de pensionari care au primit pensii mai mari, ceea ce în guvernarea de dreapta nu s-a întâmplat. Mi-amintesc când a fost domnul Orban, inclusiv indexarea a fost amânată. Mulțumesc mult! Majorările de pensii, reprezentant de la PSD, majorările de pensii consistente s-au făcut pe vremea guvernelor de dreapta și pe vremea lui domnul Orban, în septembrie 2020, dacă nu mă înșel, domnul Orban n-a dat nici măcar indexarea, domnule deputat. A dat 14% în 2020, bine, în septembrie. Sunt august major. Trebuie să mai citiți un pic din punctajele de partid, că le țineți invers. Deci, în momentul de față, cartea de vizită a domnului Ciolacu și programul de țară este acest un an jumate în care a creat un haos. În sistemul bugetar nu s-a făcut nicio reformă. Nu avem nicio reformă a aparatului bugetar, acolo unde el promitea revoluție fiscală. Am fost în Parlament, domnul când de la tribuna Cosma Parlamentului... Nu, domnul Cosma, eu vreau să-l întreb ce s-a întâmplat, dacă a fost așa, sau dacă e așa dezastru, ce s-a întâmplat după guvernarea domnului Ciucă. Vreau să mai vedem o informație importantă și imediat revenim la economie, pentru că există o declarație legată de pensii făcută de premier, însă vreau să vorbim despre această decizie istorică, pentru că Statele Unite ale Americii dau indicii că vor permite Ucrainei să folosească arme cu rază lungă pe teritoriul Rusiei. Există deja retorica de la Kremlin, un consilier al lui Putin care spune că dacă se întâmplă asta, Moscova va lovi nuclear o singură țintă, o singură țară, fără să facă un război nuclear mondial. Haideți să vedem ce spune Antony Blinken, secretarul de stat american, cel care merge la Kiev, vorbește despre acest lucru cu Zelensky și replica dată de Sergei Lavrov, ministrul rus de extern. Speaking for the United States, from day one, as you've heard me say, we have adjusted and adapted as needs have changed, as the battlefield has changed, and I have no doubt that we'll continue to do that as this evolves. Разговоры, вот Блинкен, Лемми ездили в Киев. Такая инсценировка была достаточно понятная. У нас нет сомнений, что решение о снятии ограничений на использование дальнобойных орудий для атаки территории Российской Федерации было принято давно. Сейчас его пытаются
так, покрасивее, поприличнее, что ли, поизящнее оформить в публичном пространстве. Мы прекрасно понимаем, что Запад назвал эту войну против России экзистенциальной, цель нанести нам стратегическое поражение. Но еще раз напомню, я уже делал это в нашем кругу, еще раз напомню о том, что такие же цели ставили перед собой и другие великие деятели истории международных отношений, в том числе Наполеон, Гитлер. И не зря многие сохраняющие разум зарубежные политики периодически напоминают своим более ретивым коллегам о том, что эти уроки истории забывать будет губительно для них самих. Este cu noi generalul Dan Grecu. Mulțumesc, domnule general, pentru intervenție. Ce se va întâmpla dacă Statele Unite permit Ucrainei să folosească acele arme cu rază lungă pe teritoriul Rusiei? Se pare că decizia este deja luată în acest sens, cel puțin la nivelul rachetelor ATAMS, cele care au fost livrate deja Ucrainei, dar cu capabilități de lovire undeva la 70-75 de kilometri, plecând sistemele, aceleași sisteme super performante în raport cu cele livrate, care asigură o bătaie de 300 de kilometri, ar permite teoretic lovirea unor ținte de-a dreptul strategice aflate pe teritoriul Federației Ruse, aici fiind vorba despre baze aeriene, depozite, mari depozite, capacități logistice, infrastructură critică și în ultimul rând centre de comandă ale Armatei Federației Ruse. Ce vedem Ruse. Acum de la este Moscova, foarte... domnule general, este doar propagandă, retorica cu care noi ne-am obișnuit? Din păcate, nu cred că de data aceasta este vorba de retorică. Am spus de foarte, foarte multe ori că propaganda rusă funcționează și spun și acum că funcționează destul de bine, chiar foarte bine în anumite regiuni, pentru că au o propagandă direcționată pentru fiecare regiune în parte, dar în situația în care se va întâmpla sau vor fi folosite astfel de arme și mă sigur că dacă vor fi livrate Ucrainei, vor fi folosite, răspunsul Rusiei va fi pe măsură și vom asista nu la o conducere a celor două autorități statale, ucraineană și rusă, spre o discuție care să prevadă pacea în, nu contează în ce condiții, dar măcar să înceteze genocidul până la urmă, carnajul care există pe, mai ales în frontul de est în Federația Rusă, ci la o exacerbare a conflictului, o escaladare, am putea spune, din perspectiva mijloacelor folosite de cele părți, care până la urmă nu va fi benefică, în primul rând, Ucrainei, dar nici Federației Ruse. După cum nu va fi benefică, indiscutabil, nici relațiilor internaționale globale, aici discutăm despre ceea ce noi de mult vedem că se întâmplă, acea separare între Occidentul global și Sudul global, că până la urmă acum așa sunt noile denumite în geostrategie. Așteptăm momentul anunțului oficial, pentru că, repet, Anthony Blinken a sugerat acest lucru și o să vedem ce se va întâmpla după această decizie. Mulțumesc, domnule general, pentru intervenția la Decisiv. Vreau să vedem o declarație de ultimă oră dată de premierul Marcel Ciolacu, cel care mâine merge să se întâlnească cu minerii. Știți foarte bine, minerii nemulțumiți de recalculare alături de ceferiști, de siderurgiști, spun că vor da în judecată guvernul. PNL depune un proiect de lege în Parlament care prevede două lucruri. Aceste pensii pentru aceste categorii să fie recalculate după o altă formulă și indexarea de la 1 ianuarie 2025 să se dea la valoarea pensiei în plată, nu cea recalculată. Haideți să vedem ce spune premierul, care vorbește despre proiecte fantomă ale PNL. PNL a venit și cu un proiect, veți avea discuții în coaliție?
Eu cu proiecte fantomas nu am de discutat. La Suceava voi avea o întâlnire cu liderii minerilor. Acele zone am și anunțat în ședința de guvern că mă oblig, că voi veni niște măsuri, astfel încât de la 1 ianuarie, să, când va intra în aplicare, să remediem ce putem remedia în discuție normală și cu, și cu Comisia Europeană. Proiect Fantomas, domnule Cosma? Ați înțeles ce a vrut să spună premierul? Nu, eu pot să înțeleg legat de acest subiect al pensiilor în continuare, faptul că decizia politică, evident, și tot ceea ce trebuia făcut în acest domeniu revine ministrului muncii. Ministra muncii care n-a putut gestiona, n-a fost în stare să gestioneze această problemă, și încă o dată se zdrobește un mit că PSD-ul ar avea oameni pricepuți în domeniul pensiilor și a securității sociale. Uite că, din păcate, această doamnă, care încă n-am lămurit, nu vă supărați, când ești ministrul muncii, ești un ministru în guvernul României, totuși lumea are pretenția să știe ce pregătire ai în domeniul respectiv. Domnule Ghigiu, ce înseamnă Fantomas, proiectul Fantomas de la PNL? Adică proiecte care apar dintr-o dată mizând pe interesul electoral al colegilor la PNL. Am văzut în ultimele zile deja, cred că 3 sau 4 proiecte pe același model. Dintr-o dată devin apărătorii pensionarilor. Dar haideți să ne amintim ce se întâmpla acum un an jumate, când am avut o ședință de guvern care s-a amânat multe ore, pentru că domnul Bolă spunea că nu e de acord cu creșterea acestor pensii. Colegii de la PNL săreau ca arș, că nu trebuie să dăm atâția bani pentru creșterea pensiilor. Și acum, dintr-o dată, observăm că mor de grijă pensionarilor. Nu cumva au votat doamna și ei acel proiect de lege? Rog, nu cumva, domnul ministru, miniștrii lor au avizat acel proiect de lege? Vă rog, întreb și eu. Că mai avem puțin timp. Pot să intervin și eu, dacă vă rog, domnule Alomițeanu, mai avem puțin timp. Doamna Porumbelu, această lege a fost negociată cu Comisia Europeană. Așa a fost negociată. Sigur că a creat multe inechități. Nu se poate modifica legea fără a, trebuie discutat cu Comisia Europeană. Dar dacă indexarea se va face la pensia în plată, înseamnă că această lege se va anula și Comisia Europeană nu va fi bun, de acord. Bun, deci nu se poate așa spune dumneavoastră. Domnule Ciucă, ar trebui să totuși să se găsească o soluție pentru aceste categorii? Sigur se va găsi. Deși știu că de la începutul acestei săptămâni, premierul a anunțat că se va întâlni vineri cu minerii. A mai identificat 2-3 slăbiciuni sau erori legislative și a dat asigurări că se vor găsi posibilități, resurse, înțelepciune, calm pentru a identifica și rezolvarea lor. Sunt probleme. Aceste probleme se vor rezolva și eu, unul, sunt mulțumit că s-au identificat și că am primit asigurări că se vor rezolva. Restul e retorică de campanie. Ne certăm, e zgomot mult, e o toamnă fierbinte, suntem a 932-a de zi de război, aproape am uitat și de război din cauza campaniei, dar uite că veștile nu sunt cele mai. Nu uităm, pentru că lucrurile se complică pe front. Asta trebuie să luăm o scurtă pauză de publicitate, domnule Cosma. Imediat, doamnelor și domnilor, o să vedeți cum explică Casa Albă gestul controversat făcut de Joe Biden, care își pune șapca pe care scrie Trump 2024, și o să vedeți cum demnitarii devin un fel de asistat social în România, pentru că cei care beneficiază de case de la stat, case de protocol, nu mai plătesc nici întreținere, nici chirie, nici dotări. Întrebarea este de ce. Ne întoarcem, rămâneți cu noi. Casa Albă, doamnelor și domnilor, vine cu explicații după ce președintele Joe Biden și-a pus șapca pe care scrie Trump 2024. Spune că prin acest gest controversat, președintele Biden a vrut să dea un semnal de unitate. Vedem momentul. And you're an old person. I know you would know about that. What? About being old. Oh, I know. All right. I'm a young timer. You know, he reminds me of the guys I grew up with. There was always one in the neighborhood. Well, I'm the only one. There you go, man. I need that hat. You want my autograph? Hell no. You know my name. Come on. I ain't going that far.
bill, people. There he goes. Și vreau să vorbim și despre un proiect care este acum în dezbatere parlamentară. Este de fapt o ordonanță care deja a fost emisă de Guvernul României, care spune așa: demnitarii nu mai plătesc chirie și întreținere pentru casele de la stat pe care le-au primit. Domnule Ghigiu, de ce pentru locuințele de protocol, chiria și cheltuielile de întreținere pentru energie, gaze, apă, canal nu se mai plătesc de către chiriași sau de către demnitari, ci de către instituția la care ei lucrează? Depinde la care tipuri de locuințe ne referim. Dacă ne referim protocol la cele este cu statut de reședință oficială, pentru acelea și în momentul de, între acelea sunt 6 persoane, care 7 care au dreptul la ele. Dacă ne referim la locuințele de serviciu pentru... L-ați inclus și pe acelea? Nu mi-amintesc cum ordonanța, deși a fost adoptată în acest an, nu mi-amintesc exact. Dacă ne referim la acelea și astăzi, instituțiile decontează o sumă forfetară pe lună. Totalitate. Probabil că acele impozite și etc. nu sunt cheltuite. Adică s-au terminat toate problemele României și s-a ajuns la chiria și... Nu s-au terminat toate problemele României și, din câte mi-amintesc, că a fost o propunere a Secretariatului General al Guvernului, încercarea de a eficientiza activitatea RAPPS-ului în sensul de a nu se mai plăti de la RAPPS și de a se plăti la fiecare instituție. Eu cred că ne referim la mutarea obligației de plată acestor cheltuieli de la RAPPS la instituția angajatoare, iar numărul celor este restrâns și este limitativ pentru că RAPPS-ul are nevoie de bani să-i termine vila lui Iohannis și atunci trebuie să facă economii. Mulțumesc pentru prezență și comentarii. Începem News Hour-ul CNN. Mergem la Sergiu Cora să vedem ce ne-a pregătit la ora 18. Te ascultăm, Sergiu. Bun găsit, Cătălina. Apar mărturii șocante în cazul bărbatului din Constanța acuzat de dublă crimă. Martorii care au descoperit pe câmp cadavrul uneia dintre tinere povestesc cu groază ce au văzut. Rămân însă multe semne de întrebare în acest caz, cum de nu era monitorizat atent de poliție în condițiile în care are 3 condamnări definitive la activ. De ce a fost acuzat în trecut, șacalul vedeți imediat la jurnal. Românii sunt la un pas de a călători în Statele Unite ale Americii fără viză. Este o chestiune de săptămâni până când țara noastră va bifa și ultimul indicator, respectiv rata de respingere. În direct cu noi la News Hour with CNN va fi ambasadorul României la Washington, care ne va explica când și cum se va definitiva acest proces. Așadar, vă așteptăm cu toate știrile importante ale zilei de la ora 18. Cătălina. Începe News Hour with CNN. Eu vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți cu Antena 3 CNN.